Prieteni, atenție! Podcastul dat poate conține limbaj necenzurat. Eu nu vreau să impun nimănui nici o părere. Tot ce discut aici cu invitația este strict subiectiv și pentru a noștri. Decizia de a privi interviurile date vă aparțin vouă. Sunteți maturi. Da? Asumați-vă asta. Hai, let's go! Înțelegeți? Da? Da. Ești a Da, da <laughs> Este un ciuvac, <laughs> un <laughs> blogger <laughs> rus.

Nu știu! Da, spun un like. Nu, da, da, să-i dau. Eu de atâta și Subscribe, deși nu. El e clasnic. Okay. ok. Ah. Apoi eu, da, gata, filmezi, pot să mă adresați, le-am like -o. Da? Apoi eu spun salutări tuturor. Voi sunteți și mai ahuieni. Vă spun, spectatorii nota 2 <laughs> și mai ahuieni. <laughs> Și noi avem cel mai ahuienă invitat. Oi, blină, eu te-am comparat. Asta nu-ți poate de comparat cu alții. Nu se poate. Nu, nu se poate. În nu contextul poate. zilei de astăzi și efortul de pus da. pentru a ajunge la acest podcast, eu <laughs> de acord. Apoi <laughs> acolo tu spunei că noi suntem mai buni ca Galben? Voi sunteți diferiți decât Galben și eu ți-am spus asta, pentru că voi nu puteți nici cum să fiți în... Voi sunteți într-un într segment, dar nici de cum asemănători. Eu în segmentul spus. YouTube suntem. Eu YouTube-ul și podcast-ul poate, dar da. din câte am văzut, Dorin nu mai face și podcast din ultima perioadă. Face da. doar interviuri, monologuri și fără protocol. Uh, ideea ta, îmi place mie că tu deodată ai subiectul picant și îl dezbați, uh -huh. iar el caută acest subiect în discuția cu un invitat. Și astea sunt două lucruri uh -huh. absolut diferite. După mine, ca creator de conținut unu, și ca spectator și fanatca voastră zaiatla din Londra care se uită la voi și faceți voi acolo. Tu da, ești uh, uh, printre primele persoane care au dat feedback la primul podcast, la Cristina care da. a pușcat deodată. Așa, da. A da. A doilea era, mă prima că primul era cu Ion Făină. Uh -huh. S-a că de atunci de la interviu și ala nu au fost uh, așa de mari spike-uri, mai în scurt. Da? Uh -huh. Au fost primele trei, cumva, Făină, din și Alina Andreuță și după asta s-au dus așa jos oamenii cumva. E că a fost hype-ul, s-au răspândit puternic și apoi hoptăți, ei, ies săptămânal și ies. Te din viață, Vadim, te din viață. începe tu ca marketer a gândit, tax, câte podcasturi sunt, dar eu le-am numărat, ele sunt vreo 20 sau 25 și 9, tare multe. Și aici tu înțelegi de ce unii creatori de conținut ca tine, da? Caută invitați care fac o de tam-tam pentru că ei aduc gălăjii, da, pentru da, că da, da. po -sute, și eu am pușcat la tine cu Cristina, Mine sau anal? Asta Correct. a fost întrebarea care a fost, în general, cumva absolut ieșită din context, nici o treabă nu avea despre ce ați discutat voi acolo. Da. <laughs> și vine întrebarea și tu ai pus-o în teaser, atât, asta a fost suficient. De asta și uneori noi, oamenii care creiem ceva, care facem ceva, noi alegem să luăm un om care îți dă o leacă de hype, mm -hmm. da? Ca tu să-ți faci vizibil. Și asta e, da noi ne folosim unii de alții pentru vizibilitate, pentru ornăs, pentru whatever, pentru orice. -și. și asta e fine Pentru că dacă tu te folosești de un om în formulă sănătoasă, uh -huh. da, și așa da. că omul ăsta nu este rănit de acțiunile tale, uh -huh. super, minunat. Atunci când folosirea de om este vizibil de amul și clară, uh -huh. o tragi pălunță. Da, sunt de acord. Adică... Uh... Asta se numește în rusă vzăimă PR, PR reciproc. Uh -huh. E share de imagine într-un context mai, poate, șotios. Da. Atât. Și mai ales dacă îți place contextul. E ca, de exemplu, eu. Da. Eu mm. am venit azi din Londra, direct de la aeroport, eu vin drept la tine. E cruda, Da. Poate. Și dacă mie nu plăcea produsul tău, sau eu nu rezonam cu produsul tău, și vechi, eu cred arăt. că îți spuneam, vadem soare, dar eu nu mai ajung. Pentru că, uh -huh. dacă să recunoaștem, de la ora 5 dimineața și acum e ora jumate la 9 seara, deja, da. o trecută aproape zi. Dar mi-mi place, mi place și -mi ce faci tu. Cum mici excepții acolo când bărbații o leacă eu hăisa la discuții? Așa și trebuie. Trebuie. Știi Dar și? nu putem să generalizăm noi toți femeile? Nu. Cum ad... Cum adică asta feministele pot generaliza și pot A, turba. Tu voi în contextul ăsta, tipă, cașca, e, e, da? Eu știu și context. Așa? Eu un context în care... Noi niciodată, deci frustrările astea și nebuniile și prostiile, ele trebuie discutate. Da. Eu, e ca prin așa discuții, eu n-am de gând să supăr pe cineva. Uh -huh. Pur și simplu, aduc oameni cu viziuni diferite și creez un context. Uh -huh. În contextul ăsta începe a fierbi mai mult minți. Apea că când fierbe, când are loc dezbateri, schimb de păreri, uh -huh. cineva rămâne cu alte idei. E că asta contează tot. Da. Și tare, tare mă supără și nu pot să înțeleg când uh, sunt alți oameni care pretind să fie deștepți și critică, că noi uh -huh. facem tipa trash, noi nu educăm, dar dezinformăm piața. Așa. Nu pot analiza contextul ăsta. De exemplu, uh -huh. știi? De exemplu, cum, așa, cu Bete au fost tot așa reacții, că nu pot să mă uit la băietul ăsta, tipa care-i prost și nu înțelegi ce grăiește. Stai, leacă, tu nu trebuie să mă analizezi pe mine. Eu nu-s galben. Dar femeile îl analizează pe galben în interviu. Eu creez contextul. Nini, da, eu foarte multe discuții aud că ai văzut cum stă, dar eu cum zâmbește, dar zâmbetul ăsta a tot. Sunt multe discuții despre okay. galben, știi? Da, dar tu înțelegi că noi, când ne uităm la cineva, am uitat și adică o să fie un subiect așa, cred că o leacă mai zadușevnă, dar ideea este că tu când te uiți la ceva, la cineva, tu ești prin prisma ta, prin prisma frustrărilor tale. Da, da. Eu, de exemplu, mă uit la interviurile tale sau la de fapt el, eu nu le percep ca interviuri Latinii pur și simplu, hai să ne întâlnim să vorbim, da, da, hai, da, da. Hai, hai să grăim știi, da. vorba și ea. Da. apoi ca fix asta e despre tine și um, eu când mă uit la tine eu încerc să analizez ce spuneți voi uh, ce-a motivat persoana asta să, să vorbească în contextul ăsta știi, mm -hmm. eu nu mă uit din perspectiva a, iar la dâns, pentru că tu ai văzut eu, iar și trebuie să spunem că noi cu tine, eu cumva nu știu de ce mi-am luat, mi-am asumat acest, uh, 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 acest rol, că eu, Cătare, niciodată nu mă dau cu părerea, sincer, uh -huh. îți spun sincer, eu uh -huh. nu mă dau, dar cu tine am simțit că eu pot să-ți spun și tu ai văzut că eu fac în formulă foarte uh, prietenoasă, eu chiar nu vreau să-ți supăr, eu doar vreau da, să-ți da, da. spun o părere ca un om care se uite dintr-o parte și pur și simplu just, just uh, spune părerea lui. <laughs> și... Fix așa e că, de exemplu, la Dorin, eu mă uit la invitații lui, eu ascult istoriile lor, eu scot de acolo și mă gândesc, băi, ce de interesant. Noi chiar vorbeam acum în Londra, noi am adus opinată albăt și mm -hmm. au fost, doamne ferești, și gălăjie acolo. De doamne, și gălăgie. Deci, doamne atâta hate cât am primit eu, echipa Hai cu Noi, proiectul în care noi, pe care noi îl creiem mm -hmm. acolo, în diaspora, ingles, in, in diaspora din Marea Britanie, a moldovenilor mm -hmm. și românilor. Am primit foarte mult hate, că promovăm uh, drogurile, că traficanții, nu știu și... Deci au fost aberații de care vrei. Mm -hmm. Știi? Dar păi de ce? Oamenii... promovați drogurile, tipa că a fost cazul și el da, cu Da, cu 0,78 da. și ea ca de... -o... Adică, înțelegi? Mm -hmm. Omul vede și ești mm -hmm. vrea să vadă el pe prisma lui. Eu mă uit la tine și eu nu mă gândesc, voi și prost ești. Pentru că dacă eu aș spune da, așa... Poate ar trebui. Nu, pentru că dacă eu văd în tine partea asta de prost, analfabet, nu știu, orice, înseamnă că eu tot am o că de găvneașcă de șie. Mm -hmm. Dar ca tare, mm -hmm. noi toți avem găvneașca în noi, toți mm -hmm. o avem. Pur și simplu, depinde cum și în ce uh, circunstanțe această găvneașcă iese la iveală. Mm -hmm. Înțelegi? Da, da, da. Dacă tu știi să-ți expui o părere sau să zici uite, eu de exemplu urăsc, ca, de exemplu eu, eu, am o, am observat, mulțumesc podcast lui tău. Eu am observat că spun de exemplu, de exemplu, foarte multe uh -huh. ori. Ok, nu mai spun așa. Eu mi-am vopsit părul câteva uh -huh. zile în urmă și cineva pe Instagram mi-a scris. Una din fete cu care noi comunicăm acolo în online, din familia mea digitală, mi-a zis așa, A, ui, dar deși așa de ce așa dintunecat? Nu-mi place cum îți stă. Și eu i-am zis, uite, vreau să-ți spun ceva, dar să înțelegi că nu vreau să te... Fac să te simți prost, tu. Mm -hmm. Dar doar să te pui în situația mea. Imaginează-ți că tu te-ai ales o culoare a părului care ți-i place la nebunie pur și simplu. Mm -hmm. Și tu vrei să fii sură. Da, eu vreau să fiu sură. Vopsită. Și eu vreau să însuresc mai repede și o sură tătă naturală. Interesant. Da, mi mi place asta. <laughs> mi mi place foarte mult. mi se pare că părul cărunt -căr e cel mai sexy și poate să și la femei și la bărbați. Eu drașnic ce îmi place. Și spun, că imaginează-ți că tu ți-ai ales o culoare de păr, nu știu, orange. De exemplu, albastru, oră, decizia ta. Și vine cea mai bună prietena ta sau, una, sau mama ta sau cineva și să spune, o, doamne, ferici, și culoare urâtă ți Cum te simți tu? Apoi, îți tot dispoziția. Și eu i-am zis, zic, să nu crezi că vreau să te, sau să mă pun muncă și ia te -o asta cu... Nu, doar să nu faci așa. Nici cu prietenele tale, nici cu mama ta, nici cu nimeni, niciodată, nici cu un om străin măcar. Pentru că dacă eu era să te întreb sau eu era să postez ceva pe Instagram și zic, fietelor, cum credeți sau mm -hmm. am nevoie de părerea voastră. Normal așa, sau mm -hmm. neoceni. Mm -hmm. Așa, da. Dar eu n-am întrebat. Eu doar am arătat că mi-am vopsit părul și am zis că îmi place la nebunie. Păi, de ce îmi păi din o diferență din mare în momentul în care șeri părerea omului și nu șeri. Și omul o spune, știi? Adică, da, am văzut tema asta că hai să ne dăm cu părerile, chiar dacă nu ne-a întrebat nimeni. Este tendința asta și eu cred că... Eu nu știu, asta e din... Noi trebuie să practicăm mai mult. De atâta eu și vreau în podcastul ăsta să facem tot felul de conversații de care, mm -hmm. să fie să blocheze, să fie rupte din context, mm -hmm. să fie cu prejudicat careva, nu știu, cu limite, okay. nu contează, pentru că până la urmă toți oamenii sunt limitați în ceva. Și până la urmă fiecare care să vadă și o să audă prin prisma lui. Da, nu, exact. că De multe ori... Știi cum e că eu dau exemplu ăsta cu... cu... Uh, o aceeași frază spusă în diferit piel, uh -huh. Când tu unui prieten zici băi și ești de prost, știi? Într-un context, nu știu, s-a îmbătat și, și lui rău. Da, da, da. Și tu poți să-i spui la același prieten într-un context că ești un prost alan, pur și simplu. Uh -huh. Și el zice da, stai un pic, uh -huh. tu între ești limita, e vorba de limite personale tot, știi? Uh -huh. Și ea că despre tu poți să zici un lucru, depinde de felul cum o zici și de asta, de exemplu, eu când... O, le-a de, de exemplu. De asta eu când îți spun ție sau îți scriu mesaj despre cum mi s-a părut un podcast, eu îți spun, uh -huh. pot să-ți spun părerea mea? Uh -huh. Mi se pare asta cel mai corect. Da. Sau îți spun deodată, Vadim, scuză-mă că eu nu te-am întrebat... Uh -huh tu nu mai rugați să mă expun dacă te deranjează, ignor în totalitate. Pentru că, într-adevăr, eu mă bag în zona ta de confort. Uh -huh. Eu, cu părerea mea, facem mult în decis să-ți spun să-i ceva. Dar eu ți -o spun în contextul, scuză-mă, te rog, dacă nu e relevant, ignoră. Și tu deodată știi, aha, deci, eu din start pot să ascult și să zic, oh. ok, părerea lui Olea, mare treabă, sau să zic, hmm, eu, eu părut e important. Eu să nu mă sunt cumva iure de la părerea ei. Mm, fain. Uh mm -hmm. mm -hmm. E că niște detalii de Da. Adică când tu accepti că omul pe care îl sfătuiești nu o să în serios. Așa iarăși mult contează când tu întrebi omul Ia că pot să spun părerea mea sau uite eu ți-o spun, cum așa cum zici tu? Mm -hmm. A tu? by default, accepti că omul poate să scrii și tu te pui în contextul ăsta în care permis omului să te și te respingă și tu nu te superi pe asta. Adică ideea deodată cred că este să nu te nici în momentul în care dai, nici în momentul în care... Deci e pur și simplu feedback. E clar. Da? Dacă uite, eu am observat așa, dacă te ajută, ok, nu te ajută, mă rog, asta e. așa e ideea, nu? Da, și e foarte fain când, ca noi să ne învățăm să cerem această părere. Pentru că nouă ne spare că ce și facem noi, e și mai bine. De multe ori. Pentru că noi toți avem narcisismul în noi, el nu poate fi ignorat. Dar cât e de fain tu uneori să te cum ți s-a părut? spune sincer. Pentru că um, atunci când tu ceri o părere, tu doar a, îți asumi, ador oamenii care spun o părere, tu îi spui părerea și zice, da, și fel de om tu ești, puteai să ne... că... asta, omul da, care spune, spune da, în părerea și reacționează așa, de fapt nu spune, spune în părerea, dar spune, spune, -mi, spune -mi, și vreau eu să aud. Da, spune ce la. vreau să aud. Hai, măcar tu, amăjește-mă pe mine. Da. Cum amăjesc eu pe mine. Și de până la, la urmă, iarăși, faptul că omul se supără, iată eu ți am spus, de exemplu, nu știu, uh -huh. Vadim, nu-mi place că sau uite, de mă deranjează fanta și ei, eu de pe masă. Nu mă deranjează, îmi place. <hătum> <hătum> tu știi? Eu mor, asta e pur și simplu. Prima și-am zis fanta este? <hătum> este, gă? Gata, bine, Nu, no, tu ne-ai dat feedback așa, de destul de desfășurat la moderarea discuției între Drago și Ion. Da, între Drago și spus că eu am fost prea puțin prezent în discuții. Da, da, pe mine m-a deranjat că tu ai fost prea puțin în discuții și pe mine m-a deranjat că da tu ai permis invitatului tău uh -huh. să vorbească la general. Uh -huh, uh -huh. Pentru că uneori, da? E că este, este o idee de asta, general, de exemplu. Toți moldovenii sunt țărani. Da. Nu știu. Eu e asta generalizare, spune. da? Toți moldovenii, stop. Hai să dezbatem un pic. Ce înseamnă țaran? Uh -huh. De când asta e rău, să fii țaran. Uh -huh. Țăranii, de fapt, o. Crescut agricultura în țara asta și țăranii au făcut lucrurile cele mai mari care se puteau face pentru țara asta și pentru pământul da, ei. Da? Să fii țăran nu este rău? Da, da să... de acord. Mai departe. Toți moldovenii. Ce înseamnă toți? Și ce înseamnă moldoveni? Cineva e moldovean, cineva este basarabian, cineva zice că el e român, cineva zice că el e transnistră. Deci, uh -huh. tema e enormă. Respectiv, noi nu putem generaliza. Fix așa și cu femeile și fix așa cu bărbați. Toți bărbații înșală. Eu nu sunt de acord cu asta. Eu, mm -hmm. femei, nu sunt de acord cu asta. De când asta? Toți bărbații înșală. Hai să zicem, dar toate femeile înșală. De ce nu? Da, pe... De ce nu? De ce nu? Poate de zis, nu așa. da, de, da, exact, dar de ce nu? Pentru că eu cred că în momentul când tu unui bărbat care nu a luat în viața lui, îi spui mm -hmm. toți bărbații în șală, el simte ofensat. Mm -hmm. De mm -hmm. tu spui? Dar de ce tu permis să generalizezi? Unii bărbați în șale, da. Unii bărbați sunt violenți, unii bărbați își las copii, unii bărbați sunt fideli la casa lor, cu femeia lor. Picare uh -huh. are polișeala lui Bil... Una din discuții care am avut-o ulterior cu Ion și cu Dragoș, în primul rând și interesant la podcastul Seala, femeile s-au împărțit în două tabere mari. Tabera care l-a susținut pe Dragoș și a scris jumătate lui Dragoș mm -hmm. și au zis cât e de rău Ion mm -hmm. și o tabără care a scris lui Ion și au zis cât e de matur Ion și cât e de copil Dragoș. Mm -hmm. Mm -hmm. Și amândouă taberei venerau cumva invitați. Personal, nimeni nu ne-a scris nicăva Eu e... ca hostul la podcast Tu apropo ai spus că eu am fost unicul Tu feedback-ne, da, da tipa, Tu îți faci în data viitoare așa dar Am înțeles că eu... tu mi nu mi-ai Doamne, ajuns. și bărbat ești Tu nu ne-ai trimis poză goală în privat, înțelegi? <laughs> da, <laughs> da, nu ți-am trimis Asta e ideea <laughs> că noi discutam, Și una din cele mai discutate Fraze de pe TikTok Asta e că băi, sunt multe femei Care citesc și sunt proaste, rămân mm. proaste Că citesc de dragul cititului okay. Bun. Și discuțiam pus noi cu băieții. Dar ar fi, ar fi prins fraza asta la fel de mult dacă noi bă că și bărbații de fapt sunt tot așa. Păi că nu. Nu, așa <gălțări> 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 Atunci întrebare și pentru așa care spun că voi nu aveți minte, voi trebuie să vă educați. Eu fac conținut educațional, eu am făcut da. două ceasuri discuții cu Rita despre educație, foarte constructiv. 7.000 de views, înțelegi? Da. Eu am, am, am întrebat da mineța o pe Cristina 33 de mii <laughs> Spuneți-mi și să-i educ? și da, exact. să-i educ dacă voi reacționa. Nu, Ia ca asta e subiect combinat. care și pe mine doare, pentru că de fapt, acum sunt mult mai înțelegătoare, deși când tu scrii un text, străduiești să faci, o spui o așa poză, e? și eu am făcut experiment, eu am fost în Spania, uh -huh. vara asta, și eu, eu am scris așa, băieți și fete, ați fi content de care n-ați văzut în viața voastră, o și hashtag bucșoara goală. Mm -hmm. eu, așa, eu am făcut hashtag. Deci, în viața mea, story-urile mele nu au fost urmărite de 60.000 de oameni, înțelegi? Pentru că eu am pus o poză unde eu stau din spate, unde se vede buca mea goală mm -hmm. și eu am scris #bucșoara goală în cadru. Bună ziua! Bine ați venit! Așa cum am promis, ia ca buca. Vă mai place? Și să știi că din 100% de oameni care au votat da, nu... Mm -hmm. Ele au fost, că voturile au fost 50 la 50, la uh -huh. mulți nu le-au plăcut că eu am postat, pentru că de la mine tu nu te aștepți la... Uh -huh, uh -huh. Înțelegi? Eu nu pot, nu e că eu am venit, înțelegi, că un pățan îmbrăcat, e așa, nicomod, dar eu leacă o leacă mutășoară, am făcut-o, că na, s-a obosit, îți dai seama, n-am uh -huh. dormit. Uh -huh. Nu dorm de la 5 dimineața. Dar nu contează. Așa sunt eu, eu nu pot să dau din mine și eu nu sunt. Eu nu pot să încerc să eu uh, să vorbesc românește pentru că... Nu, blin, serios, adică noi cu drujii și cu padrujele uh, stângem microfonul și băi, știi? Da, da, Oi, eu nu pot. Înțelegi? Asta. Da, da pentru aici, mine... noi suntem toți, când bem cafea, tricăm, duceți în sus. Come on! Este nepolitico? Da, hai să fim, uh, să fim... Uh, Dorin precis ca să mă blochează cu toate pretențiile. Dar tu n-ai nicio pretenție. Iarăși, dacă el își le ia asupra lui personal, asta-i dori frustrarea lui. Sau da, dar și eu sunt Ok, dar tu de ce ești rătășios? Tot repet repet, repet. De ce, de ce repet? Vrei să atragi atenție la tine? No. chiamă în podcast. De ce nu-l chemi? L-a invitat Cristina la 1 noapte și el a zis că nu dă interviuri. el a zis că nu dă interviuri. Asta a fost an trecut. Bun, asta a fost an trecut, asta a fost Cristina, asta nu-i fost tu și asta nu-i anuista nu-ți căuta scuze, blin, ca, cheamă <laughs> pe Dorin, de să-l invităm pe Dorin la, la podcast și să discutăm și să vezi că Slabodnă. el, el ca tare, ca om, el, el nu în îmi place de, dânsul, eu... N-am absolut nimic. A să zic că lumea că Dorin mă a plătit. <laughs> nu, ni-mi plac toți și apropo să știi că tot din podcastul tău eu am învățat o chestie, e că That's. eu am învățat-o și eu minte foarte bine. Era discuția despre faptul cu Cristina, apropo, mm -hmm. Despre faptul că noi, când mergem din interviu în interviu sau de la om la om, noi nu spunem la cine am fost sau știi, am mm -hmm. fost într-un interviu sau ai vorbit la. Mie îmi plac foarte mult tu creatorii noștri, noștri mm -hmm. de conținut. Deși eu să nu spun că eu am fost la Titania Podcast, la 1 mm -hmm. noaptea, deși eu să nu spun că am fost la Vadim Cușnir, deși eu să nu spui. Că mi se pare asta așa de fine când tu spui unde ai fost. Și chestia asta există doar aici. Iată. În, um, în alte țări? alte but, țări, da. cel puțin din ceea ce am observat eu. Iar nu vreau să generalizez, nu vreau să idealizez absolut nimic, da? Doar eu am observat că nu există așa ceva. Deci, dacă are de spus, el spune, înțelegi? Da, da. Și gata, nu există așa ceva, nu există chestia asta că, of, dacă ai fost la protevie, apă la prime căta sau chestii de. Uh -huh, de uh -huh. ce? hai să ne deschidem o leagă, să fim mână la mână, să fim un cerc de oameni, să ne ajutăm unul pe altul, că mi se pare asta, noi și așa suntem o mână de oameni, știi, și așa ne-am împrăștie, e, e, e politizată ziua. societatea, adică dacă ai fost la Prime și nu te duci la jurnal, pentru că sunt diferiți fondatori care au diferit istoric politic în mare parte, de aia așa tot reacționează. Dar noi tot judecă din prisma asta și ne plătește și de unde vin banii. E ca și gata. să, nici cândva, când eu nu m-am lansat în cariera de marketer, nici uh, un în vreo doi ani tare popular, dar cu mine oamenii suntem eu să intri în contact, în colaboră și nici oameni explicat care e ideea. El zic că cu tine așa se comportă pentru că oamenii nu au decis și tabără reprezintă. Cum nu mă dai primul semn și tabără reprezintă, cum deodată tabăra așa te ajută și așa, te critică, știi? Și eu mă, mereu m-am stăruit mai scurt să mă țin safe, adică echidistan. Mine nu mă interesează jocurile astea politici. Polna, pentru că, eu sincer îți spun, eu de când stau în Marea Britanie, eu am devenit pur și simplu un spectator dintr-o parte. Eu atât de mult mă bucur că eu nu mai sunt aici, că eu nu trebuie să mă duc la evenimente. Cum e asta? Cum e ca să vezi Moldova dintr-o parte? Și eu te întreb asta pentru... Eu, eu tot am avut experiența asta. Eu vreau oameni și care nu au fost încă nicăieri să ai posibilitatea asta. Cum e să vezi Moldova dintr-o parte? Iarăși, vorbesc doar din perspectiva mea. Uh -huh. La mine a fost pe etape. Deodată a fost scârbă, jele, dor. Uh -huh. Pe urmă a fost jele, uh, dor, uh, adaptare. Pe urmă a Așa fost... Așa șapte etape de bază. Da. Mine, Și da? a început una după alta. După care integrez. Mai ales că am copii care m-au ajutat mult mai repede mm -hmm. să intru un cerc, mm -hmm. am intrat la universitate, am început să lucrez, am început să am legături, oricum mă învârtesc în diasporă, vrei, nu vrei, des na, des destul de vizibil acolo mm -hmm. pe, pe plaiurile noastre natale în, în, la Londra, mm -hmm. da... Tot mai populară locație, apropo, între Moldovia. Da, 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 una din cele mai mari diaspore e acolo, da. Da? Ah, okay. și Iată, eu mă uit dintr-o parte la, știi, evenimentele astea unde, sincer, recunosc, eu acum înțeleg, bine, așa au fost uh, perioada și dacă te dușeai la evenimentele semândieni, erai cumva foarte popular. Acum mă uit, Berlina, nu da și voi vă duce, zic, dacă vă, nu vă place, nu asta se vede clar, Azi. oamenii se duc și stau. Știți că și cum mi-aș veni la tine la zi dar eu te urăsc. Și uh Mi-aș -huh. veni la tine și zic, nu, da, vai, hai, uite-mi uh -huh. mine. Astea. Uh -huh. De ce te duci? Dar spune omului, spune, refuză-i frumos. Iată eu, de exemplu, refuz frumos, A să de, de exemplu ăsta, eu refuz da frumos te mai colaborările care cu mine nu rezonează. Și da, mm -hmm. sunt oameni care se supără. Mm -hmm. Nu, dar eu nu vreau să te supăr, eu doar vreau tu să înțelegi că eu nu promovez, exemplu, nu știu, mele meu, eu nu-l promovez. Asta e din principiu. E nici Oriflame, Avon, variante? Care eu am zic... lucrat în compania Avon ca make-up artist. Mm -hmm. 4 ani de zile. Unicul make-up artist oficial, Avon Moldova. Unicul, eu Uh -huh. Și eu am lucrat companiei, eu știu produsele, foarte bune produse, care bune, care rele, uh -huh. așa, uh -huh. de doar, pe, eu ca, ca user experience, știi, uh -huh. dar nu promovez, de ce? Nu pentru că companiile sunt rele, sau produsele lor sunt iure, dar pentru că cererea e atât de mare și atât de mulți reprezentanți scriu și spun, Olga, eu atât de tare vreau să mă promovez și tu înțelegi că... Eu pur și simplu am pățit odată, așa că am dat privilegiu cuiva uh -huh. și mai că doamne și am primit înapoi. că a, dar deși tu pe dâns l-ai acceptat, dar pe mine nu, dar deși și el e mai bun. Ei dorau între dâns și concurență, că e acolo, se echipe acolo, uh -huh. construiesc, înțelegi? Și eu doar ca să nu supăr pe nimeni, refuz. Și să știi că răspunsurile sunt diferite. Chiar e ca ieri, ieri sau la altă, eram eu metrom, vinem la universitate și uh, am scris unui băiat care la o companie mele Mi-a spus că Andrei, uite, cu tot dragul de tine, mi-e dragă de tine, dar nu, nu vreau să mă încalc limita mea personală, nu. Și i-am explicat de ce, ca să nu supărăm pe nimeni, ca să fie egali toți. Și mi-a zis, uite, Olga, chiar îți mulțumesc, mi-ai răspuns în primul rând, că nu m-ai ignorat, presupun că are deja experiență de ignor total. Uh -huh. um, și a doilea, că atât de frumos mi a explicat de ce. Uhum. Dar sunt oameni care pur și simplu te las psin sau se supără. Și iată eu despre, mă întorc înapoi, cum se vede Moldova dintr-o parte în ochii mei. Moldova este locul în care eu nu am să niciodată să revin. Eu nu vin acasă. Da? Eu uhum. nu vin acasă. Uhum. Eu aici n-am nici măcar vis de așa uh, S-a uh, Și uh, eu vin în Moldova pentru buniei mei. Eu vin în Moldova pentru oamenii dragi, eu vin în Moldova ca să susțin producătorii autohtoni. Eu vin în Moldova pentru că Moldova e locul unde eu mă simt bine. Nu foarte bine, pentru că totuși acasă pentru mine este acolo sunt copii uh -huh. și acasă e acolo. Dar eu vin acolo unde mie, mie este bine. Și da, pentru mine, eu vin acum în vacanță, e că eu am venit în vacanță, eu sunt fără copii, eu sunt uh, liber de toate chestiile. bine. Mai am și de lucruri, mai am proiecte, am de făcut multe aici. Că nu vin uh, pur și simplu de dragul statului, dar uh, aici sunt foarte mulți oameni pe care eu iubesc. Foarte mulți, și eu vin pentru ei ca să-i văd să îi îmbrățișez, ca să nu fie într-o zi prea târziu. Tu nu te împli de negativ, de dezamăgire. Știi de, de ce? Pentru că nu-mi dau voie, dar deși eu să-mi să -mi permit mie. Ori tu filtrezi și oamenii care te vezi. Normal. Normal. Și în chestia asta, știi, când. Eu, eu am pus pe, pe pe stories că vin în Moldova, special, uh -huh. ca să văd oamenii care de fiecare dată îmi scot ochii, că. Dar de nu mai sunat? De și ai venit și nici n-ai sunat? Uh -huh. Eu vreau încă o dată să menționez. Eu vin. Nu tu vii la mine. Deci uh -huh. la mine când vine, Eu când văd la cineva pe Instagram sau cineva îmi spune că vine în Londra. E. Yeah! hai, dă-ți ne vedem, unde ne întâlnim, Deci e interesul meu, dacă eu vreau să văd omul și ăla, eu fac tot posibilul pentru asta. Mm -hmm. Și atunci când tu vii și logic ar fi că, de exemplu, tu-ți dai seama că eu când vin în și îți rupt în toate părțile, dacă tu vrei să mă vezi, dacă tu mă iubești sau ții la mine, sau eu ți ți dragă, sau nu știu, mm -hmm. tu ne să-mi spui, Ola, unde ești? Eu am mu vin, unde ești? Acolo. Hai să ne întâlnim, hai să vorbim, hai de asta normal că filtrez oamenii și normal că aici nu mai rămas așa de mult. Ai mei, ai mei, mei. De că sunt oameni care știau că eu vin și mi au scris în săptămâna trecut, tac, marți, sara, tu te vezi cu noi. Bun? Bun. Și la mine în calendar stă scris. Eu știu că cine mă văd luni, sara, eu știu că cine mă văd marți, sara, eu știu că cine mă văd miercuri, sara, eu de -am știu care zic cu cine eu mă văd. Pentru că oamenii doar au îndrăznit, au zis, hai, uh -huh. lor le-au pasat, le-a fost important să vadă cu mine. Bun, și asta sunt oameni uh, care au ceva de lucru cu tine sau prieteni? Nu. prieteni? Prieteni. Da? Uh -huh. Și aici de lucru, by the way tot. Sunt oameni cu care am avut contracte de colaborare că eram în Londra și noi nu ne-am văzut niciodată fizic și vor să ne vedem. Pur și simplu zic, te invităm, insistăm să vii la noi la o cafea. Bine vin, cu te dragă, de ce nu? Care e problema știi? Adică. Mie mi se pare că această comunicare sănătoasă între oameni, indiferent unde te afli, în și loca pământului, dacă există mm -hmm. între doi oameni o comunicare normală, sănătoasă, o să și o relație normală, sănătoasă. Dar chestia de este care, da și ai venit și nici n-ai zis, eu nu sunt obligată mm -hmm. să zic la nimeni nimic. Eu și așa fac de public, destul de public. Azi n-am făcut-o pentru că urmează după podcastul tău să fac o, o surpriză cuiva la zi de naștere uh -huh. și urmează să, să facem șocul anului pentru că persoana respectivă nu s-a așteaptă ca să mă vadă acolo. Să-i spui pistoarea, Da, sigur că da. da sigur okay. da. Și uh, uh -huh. eu, nu prin felul ăsta, eu nu îmi atrag mie atenția sau ia ca uitați-vă, eu am venit și hai iubiți-mă uh -huh. toți, nu. Eu pur și simplu îmi setez niște limite personale. Ceea ce, iarăși, cum văd eu Moldova? E că Moldova noastră nu are limite. Nu știu cum, parcă îmi pare că e atacată Comunist. din toate părțile. Și precată din Și oamenii respectivi sunt tot așa. Nu avem uh, 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 zonele astea. Băi, până aici, mamă, tată, frate, soră, drug, nidrug, padrugă, cine ești? Există o limită. Tu întreși.

Dar din amii cam e ca unul, câte unul unu în soară. Stai, uleacă, conșalatul okay. mai interesant. Dar cel puțin eu am fost uh, martor la atâtea dramele, la jele. Bărbații suferă, la fel ca și femeile. Bărbații um, trec prin diferite stări, la fel ca și femeile. Și de aici eu insist să nu se facă această separare pe uh -huh. sexe. Uh -huh. Pentru că noi toți suntem oameni. Pur și simplu, o lecuță fizic ne diferențiem Atât. Eu uh, de ce comunic foarte mult cu băieți? cu băieții, cu bărbații, pentru că eu am băieți acasă. Și dacă eu n-am comunic cu bărbații, eu tu n-am știu cum să mă comport cu băieții mei de acasă. Deci, zic? Uh -huh. de asta pentru mine e foarte importantă această comunicare, să vorbim, să înțeleg, dacă vădim, de deci ce tu ai făcut? Uh -huh, uh -huh. Ok, dar deci ce tu nu ai cumpărat dyson uh -huh, nu Cristina? Am înțeles. Tu? <laughs> ce ai înțeles? Ce înțeles? <laughs> Cristina, te rog frumos să puncte în karma mea, mulțumesc! <laughs> Și uh, el se căsăturește, uh -huh. în sfârșit. Da? o fată extraordinară. E ca mă duc la nuntă. Ura! E ca să tot nidor. dor, apropo. De nuntă? Da, tu aferești era să mă duc la o nuntă, dar la cineva la care prea mă să să-i rup tuflele prea Nu <gută> da, așa, așa așa și Ați vedeți. Și eu când am aflat că el se căsătorește, eu i-am spus la telefon a, despre, așa cum vă vorbim și zic, băi, Uh, nici nu mă interesează cum mai spus așa, nici nu mă interesează unde faci nuntă și când eu oricum vin și el ne, ne zice uh, uh, și chiar ai zvii nu știu cum așa ne sunt într-un ton și chiar mm. ai zvii și eu zic da, adică pentru mine cumva era evident că tipă, pentru mine dorai să vii dacă ceva, nu? mai scurt nu se eu dăvai pe ca a, asta a fost de ziua mea, el m-a sunat mă felicit de ziua mea și uh -huh, eu, respectiv, uh -huh. am aflat că el se căsătorește. Eu, pe receptorul, eu, o lună de zile, m-am chinuit cu gândul că eu am întrecut zona lui de confort. Eu ne-am permis mai mult decât o trebuie. Unul la mână. Da, noi suntem prieteni, dar asta nu înseamnă că e obligat să mă cheme pe mine la nunta lui. Doi, eu mi-am permis să sar calul înainte și să-i zic că auzi, pe mine nu mă interesează și vrei tu, eu o să vin la nunta ta. Uh, Olga, o clipă, vă rog, uh, who are you? Și deși tu permiți, chiar dacă el e prietenul tău. Și uh -huh. eu am tăcut, am tăcut, ca într-un final. Fix, practic, peste o lună. Noi ne-am sunat și i-am spus, uite, Dima, eu vreau să-ți spun ceva, dar te rog să mă înțelegi corect mă simt vinovată că mi-am permis să-ți întrec zona ta de confort și să-ți întrec niște limite a tale personale. Eu nu trebuia să fac așa. Eu trebuia să te felicit și să zic că eu foarte mult mă bucur pentru tine că te iubesc foarte mult și mă bucur. Noi pretinim de 20 și ceva de ani din liceu încă. Și să-ți spun că sunt fericită pentru tine. Atât. Dar nu sarcalul și nu știu cum și el niște și în zice. să știi că și eu am rămas cu sentimentul ăsta da? de că nu ți-am dat suficient de multă afecțiune în momentul când tu ne-ai zis că tu vii și trebuie să zic și prietenul meu clasă care vin la nunta mea, dar eu ți-am zis și chiar ai vii și el zice, eu tot am procedat incorrect față de tine. Și tot, cred eu că cumva n-am fost destul suficient de corect cu tine în momentul acela. Și eu îi spun într-un moment, știi că noi vorbeam și îi zic mai e și de fain să ai așa prieten cu care tu poți, așa. Vorbești și să-ți spui că uite, îmi pare rău că te am întrecut zona ta, limita ta personală. Știu? Până la urmă ai fost la nuntă. Mă duc. Ai invitat. Mă duc. Da, da sigur, okay. sigur. De asta, așa, am... asta e un motiv de ce am venit în coșe, În spunem, Moldova. Plin și scolz că eu te manipulează din tăi, pușuiești pe urmă retrage. Nu, tu știi că eu asta a fost atât de asumat și eu atât de tare ne-am dat seama, zic, Olea, alo, Dar pe asta precual, n -a n -a asta când tu păi și cu da? Și da. asta e cumva modelul de comportament al meu în ultima perioadă cu toți. Adică eu dacă am să simt că eu am întrecut zona de... E ca cum ți-am spus și cu feedback-ul. Uh -huh. Eu știu conștient deja, eu îmi dau seama că eu întrec cu zona ta de confort. da, Tu nu, nu m-ai întrebat părerea mea. Uh -huh. De asta eu din start îți zic și îmi cer scuze că, dacă cumva. Dar nu, eu te... aș vrea să-ți spun. Ideea e simplă, că... Dar eu nici nu știam ne-ai dat-o feedback sau nu. Înțelegi? Uh -huh. Adică de unde eu să știu tu dacă eu aș spune iau, dă un feedback, te rog frumos la video apă, eu te-aș pune în situația în care aș considera că tu le privești, le știi pe toate a curs timp produsul, le știi poți să te incomodezi că tu spui sorry, dar eu nu mă uit atunci screază, -o. Deci eu n-as cer feedback-ul. Eu okay. e ca când mă văd cu tine direct uh -huh. și aflu, de exemplu, de la oameni că da, privesc, apoi eu încep pe întreba și părerea și cum percepi produsul, pentru că la mine este motorașul este în cap de marketer cum să diferențiază produsul maxim în piață, în general, okay. pentru că eu nu sunt încă diferențiator puternic. Eu când stau să compar cu alții podcasturi și alte, nu cu alți oameni. Nu, eu strict produsul analizez, ăsta la nivel de emoții, la nivel Așa. de mesaj, la nivel de cifre. Ce îmi pun întrebarea asta, dar în ce măsură podcastul care îl creez eu poate să fie competitiv, de exemplu, cu Titania. Okay. Da. ok. sau în ce măsură poți să fie competitiv cu Galben sau cu uh -huh. Artur Gureu mai departe sau ce mai sunt, că mai sunt ele mai multe backstage mai tine este un, uh, un podcast și mai treci este la, la, la Unica. Este. da, treci la tablă da, ele uh -huh. sunt multe. Și eu stau și mă gândesc că cum să-l fac așa, el să fie foarte, foarte diferit. Să nu, compie... nu concurăm pentru că totuși dacă scrie Olga Manciu pe, YouTube, YouTube, acolo apar interviuri de la toți, înțelegi? Uh -huh. Cum alegi omul și să privească? Uh -huh. E ca asta După titlu. Mă crezi? Da. După titlu, da. după imaginea thumbnail -ul, -ul, Da. Și nu știu. Și deja după fanbase. Adică, dacă știi da. cât de bine știi brandul sau uh -huh. produsul, adică cumva. Host, pentru că eu am oameni care uh -huh. au privit interviul la 1 noapte și îmi spun, până ziua de azi că el e favoritul lor, pur și simplu, că e cel mai... Dar asta uh -huh. a fost cel mai recent. Pentru că după 1 noapte m-am dus la Titania, dar uite, iarăși, despre ce am vorbit noi la 1 noapte uh -huh. și despre ce am vorbit eu cu Tania. Uh -huh. Asta au fost două lucruri diferite, înțelegi, uh -huh. absolut. Și iarăși, în contextul în care tu faci un produs, tu pur și simplu, tu deja te diferențiezi. Înțelegi? Pur și simplu cineva sau vizibilitatea la un personaj e mai mică decât vizibilitatea la alt personaj. Sau uh -huh. subiectul despre sex, put și curș, și nu știu, și el pe să împuște. Uh -huh. Înțelegi? De asta sunt, uh, hai să zicem așa, eroi pe Instagramurile moldoveniești care rup. Și nu doar pe moldoveniești, uite, tip, în, în toată lumea, de, de, stă, de fapt, da, fact, da, sunt zviozduri care pur și simplu rup. Pentru că ei sunt diferiți, ca este Jeffrey Star, de exemplu, este care face, el e make-up artist, dar e un bărbat care se deghizează în femeie, el are unghii super lungi, el e super patajne, așa, mm. el e tot numai emoții, știi? Și sunt alții care fac o leacă altceva. Respectiv, tu te diferențiezi super tare prin faptul că la tine subiectul într-un fel și după asta, din asta, tu scoți context. Pentru că de multe ori, deși ele mai deseori, formatul interviu, Olga, cum la tine povestește viața ta ce mai faci, ce mai stai? Eu, de exemplu, de-aia m-am săturat. iaca așa de mm -hmm. Eu vreau ceva nou. Mm -hmm. Eu de asta, mai nou am să-ți spun că posibil, și eu am să încep să fac un podcast mm -hmm. în UK cu a noștri, dar oameni care, eu știu din start de ce eu vreau să-l fac. Pentru că mi îmi place să comunic cu oamenii. Ok, ce așteptări am eu de la acest podcast? Zero aștept. Ele screază în timp. Ele Tot pe urmă screază, da, da, da. pe urmă scriează, evident, da. dar eu doar înțeleg că dacă la mine în interviu să apară nata albă, pustim, da, mm -hmm. da? Clar, da? Că eu, bă, eu cu nata albă, mă aș așeza în podcast și aș trage bă, câte un casiac. Dar că nu în Moldova. Da, da, da. 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 Dar. Asta ok, hai că Natal trebuie să aibă aici comentariu. Că eu aș face și spun asta să provoc oamenii că ne-aș e clar, da? Ca să te să faci pentru vizualizări, ok? Ok, te-ți înțeles, eu înțeles eu sunt nesunțit, Și, dar există oameni în afară din Nata Albot sau Olga Manciu sau toți persoanele publice care sunt diasporă. Sunt oameni de rând, despre care nimeni nu știe, nimeni nu știe, dar crede-mă, iau așa niște istorii, în spate, că e câtumbăci, ca E că vezi iarăși tu despre istorie vorbești. Aici e istorii versus conversații. Exact, Înțelegi? da. istoriile despre interviuri, Podcasturile despre conversații. Da, și că mi îmi place formatul ăsta, mai tare, de a vorbi, de a chema oameni simple uh -huh, uh -huh. și de a dezbate cu dâșii subiecte uh -huh. interesante. Chiar dacă eu știu că riscul e foarte mare de nu avea vizualizări, dar iarăși, dacă încerc să mă nu promovez cred. pe target audience-ul meu, mm -hmm. care e în diaspora, care se află acolo pe loc, care poate deveni și el un invitat al acestui mm -hmm. podcast, putem face masa rotundă, putem să ne întâlnim mai mult, să discutăm pe un subiect anumit, oare nu știu, numai nu despre politică și despre al chestii care distrug, de Religie. Religii, despre. Eu am sens. făcut un live cu burlaca. Roma? Da, în social media, în culise. L-am publicat și pe YouTube aparte, dar, dar m-am înțeles să vină și la podcast. Când? Lumează, Când spunem. ai făcut? Acum o săptămână? Ah, eu nu am văzut încă. Eu privesc Eu l-am publicat și pe YouTube în social media în culise. Este Roman Burlaca despre industria de artă în Moldova. Privit. El acolo dă la toate podcasturile. Asta eu ca spoiler fac. Da? <laughs> Carice, da. uh, și el, spune, el a spus așa un lucru interesant, că în Moldova e foarte greu să faci divertisment. Și dacă vrei tu să faci podcast, trebuie să te gândești în zona de divertisment, în zona de engagement. E eu am avut ca idee, pot să împart și apropo ne-ar fi interesant și oamenii și spun despre așa idee, nu o să mă supăr dacă și ne o să prie ei. Pentru că, mă rog, fac okay. altul. Uh, și tu poți să o Eu m-am gândit să atât de tare să plec din zona asta de a discuta cu om despre om și despre concluziile lui, că uh -huh. e, e, e și ea. Am vrut să spun, m-am gândit să spun trei boluri cu întrebări trei farfurele așa. Tak. Întrebări profesionale, personale. întrebări personale și întrebări trăj. Nu tip amineț sau în Întrebări tabu. Da, da, mm -hmm. da. Și noi să avem un gamification unde ori one, two, free, ori ceva jucăm și Să tu... avem un gamification, asta arată tare. Hai, las. Bine. <laughs> da, da, da. Uh, da. Sasha, <laughs> Femeia o zis, de acasă. Tu alegi, din și bol eu să extrag întrebările, eu aleg din și bol oh, fine. I love it. Da, da, da. Parti fine. Și atunci eu nu mă pun în perspectiva în care eu te intervievez, pentru că eu particip la conversații ca host. Și e un joc. În egală măsură. E un joc, da, nu? da, Foarte da. da. fain. mi mi place. Și asta e ca asta e minimum de gamification care l-am gândit eu pentru a diversifica produsele. Mm -hmm. La noi, multe podcasturi nu prind, pentru că sunt hibați. Vin acolo și grăiesc niște lucruri și eu văd cum generalizează. Tu zici că noi generalizăm. tu spui că eu cu Ion și cu Dragoș am generalizat. Nu dar tu generalizat... cu Ion și cu Dragoș, dar Ion, Ion și cu Dragoș. În special Ion. Ok? <laughs> pentru că Dragoș cu mâțele lui moarte tot nu a fost foarte drăguț. Dar e bună. Nu e bună. Nu e bună. Nu e vietăți. Tu și înveți la botanica. La... Nu. Nu, no, pisica și floarea, mai gine nici una, nici alta, decât așa comparații. Ujas! Asta e comparații, asta e Bine, Ion, mi-a un bărbat cu coaie. Hai să începem de la asta. Uh -huh. Dacă așa vrei să-ți spun eu ție și m-am uitat eu la dânsă dintr-o parte așa. Uh -huh, uh -huh. Pentru mine nu a fost niciunul unul din voi favoritul meu, pentru că ni fiecare din voi ca și îmi place. Iar. Uh -huh. Cum mă uit eu și cum se uit cineva, înțelegi? Uh -huh. Eu am văzut și în cuvintele la unul, și în cuvintele la altul, și, altu, și la treilea, adevăruri, și insecurities, în limba da, engleză, da, da. insecurități, da? Uh -huh, uh -huh. Mă scuzați că eu, într-adevăr, mă încurc câteodată în cap. Da, meu. e ok. Și... Ci chiar nu știm noi o leac de engleză. Nu, dar lumea spune că, ei, hey, hai, o, ți s-a dus pe trei ani de și nu mai poate. Dar chiar, într-un moment dat, începi să te blochezi. Asta e ceva, e un Lumea asta normal. trebuie să mai citească cărți. Da. <laughs> <laughs> și, apropo, eu nu citesc cărți. Dacă și așa, printre altele. Nice, N-ai să mă crezi, ultimul an nici eu nu prea citesc. Nu, eu, zis. eu vă nu citesc. Так вот, да să Ion pentru mine, e un bărbat cu coaie. Uh -huh. Un bărbat care, nu s-a temut să vorbească despre fostele lui, destul de deschis și o povestit despre cât de boring lui a fost în toate relațiile, că eu m-am gândit of, n-ai dat-o de mine, băi, de era, eu l am așa de picără, dar zic, cum mă răz, mai, cum mă răz, fugi! Apropo, Uh, interviurile date se filmează în studioul din Academie V. Asta e o universitate online pe care o dezvoltă alături de o echipă din zeci oameni. Vă imaginați? Așa că dacă sunt oameni interesați de marketing, promovare online, social media, cum să faci bani din copywriting, cum să faci bani promovând alte afaceri online pe Facebook, pe Instagram, da? Aveți în descriere link și câteva oferte tare interesante. Înscrieți-vă, eu pun mâna în foc pentru cursurile date. Dragoș, pe lângă tătă mi-mi lui, eu de Dragoș m-aș pentru că el e și eu tot fi dot, știi uh -huh, cum s-ar zice? Uh -huh. El e drăguț, așa, milașca, milașca, dar a hop, despre mâți gătuite și moarte, știi? <laughs> și tu așa, Dragoș? Eu și te iubeam, cum ai putut să procedezi așa cu mine, știi? Uh -huh. Dragoș e ca prima dragoste și e o deam o experiență, știi? Uh -huh. Dar în toată formula asta au fost niște generalizări care, iarăși, nu toată lumea, în mare parte, nu uh -huh. toți, dar toată lumea în mare parte, ca să-și clar diferența și vreau să zic, oricum noi când întâlnim, noi generalizăm, da? Că nu știu și ea și ea la e așa, da, da, da. Eu aud asta în special în diasporă. Foarte uh -huh. des. Of, cu moldovenii nu mă ați lucrez. Stop, dar eu șine-s. eu tot sunt de acolo și eu niciodată nu mă rușine, să zic eu, de, din Republica Moldova. Da, eu am pașaport românesc, da, în baza lui eu trăiesc acolo, dar eu sunt din Republica Moldova, sunt moldoveancă, eu sunt dintr-o țară frumoasă, eu întotdeauna prind asta să zic. Mm -hmm. Știi? Și tu nu poți Of, că nu mai este, noi suntem toți. Eu de asta am împreună cu Alexei îmi colegul meu, partenerul meu, și prietenul meu din Londra, noi am făcut proiectul hai cu noi, pentru că diaspora să uite sutele cu alt fel la dânșii Pentru că să nu se gândească eu mai gine dau 100 de pounds pe să mă duc cu metru la Sofi și dai cu balu Înțelegi? La noi în diaspora se organizează și dăi cu balu, Așa se dă D D E, mă, Cuba. Și fel de... Dă-i foială, dă-i da, da, dă da, da. cu balul, înțelegi? E ca și e întrebare. Mi da, Dar de ce ești? Moldoveni folosesc rusism în denumire. Ah, da. Nu, la ești din diaspora lor, chiar le... Nu, cumva noi nu atragem atenție la chestii așa, așa da. Adică tu ei ca parte din cultură. Asta e parte exact, din cultură. dar până noi așa tău, vorbim, nu? nu? Da. Și să știi că englezul când află că tu știi limba rusă, mă întreabă, și să citești? Uh -huh și să citesc și să scriu și să vorbesc. Da, da, da. Fluent? Da, dar pe limba rusă e una din cele mai grele limbi. Eu știi că am înțeles că Șochită. când e forța mea, eu la 20 de ani am fost în SUA uh -huh. și știem rusa, română și engleză. Prima replică, că eu trăiem cu trei fete din Rusia, care uh -huh. hotel, noi eram mai mulți studenți veniți acolo, o fată cumva exclamă așa dintr-o parte și pei vedem, dar păi tu ești poliglot. Tu trebuie tu trebuie să te mândrești că știi trei limbi. Eu știu da. numai rus, așa, engleză, o vorbesc abia, abia, dar tu le știi trei și așa de diferite. Și de atunci am început să înțeleg, zic. Păi, lupta asta între ruși și moldoveni în Moldova <coughs> nu ducea bine. Nu? De care și rău că eu știu? Noi rus. trebuie să ne mândrim de faptul că noi suntem inteligenți. Am avut, Stai mă duc de la gând la altul, vreau să mă întorc eu la, tot proiect, la, hai la proiect hai cu noi. Mă întorc la proiectul hai cu noi și aud, și asta a fost motivul de ce noi mm -hmm. am început să facem un proiect pentru diaspora din Moldova. Pentru că eu m am saturat să aud că moldovenii, tăță, nu știu și nu știu cum. Mm -hmm. Nu sunt toți. Da sunt. Da, mm -hmm. da sunt și sunt foarte mărși la gură, și, și sunt needucați și sunt pur și simplu acolo, pe moldovenii nu chei dacă intri, uneori îți cad ochii din orbit, pur și simplu cât lipsă de cultură, ă, strașnic. Deci mm -hmm. acolo un om poate pur și simplu să întrebe, băieți, eu sunt, nu știu, n-am unde trăi, caut un apartament sau un job, nu știu limba engleză. Și ca să înțelegi, du-te acasă, țăranule, du-și învață limba. Ia te deștepți, poligloții, toți s-o trezit, toți cunoscători de limba engleză perfecte, s-o să-i comentează, dar omul ăsta pur și simplu a rugat, ajutați-mă. Și dacă da. n-ai și să zici de ghine, apă nu zici de nimic, deși te bagi, deși tu alegi să arunci cu, e ca găvnițou ăsta despre care vorbeam de la început, mm -hmm. deodată să-l dai, știi? Fix așa și despre noi și fix așa și despre toată lumea. Măi, dar chiar nu este despre ce de te vorbit. Hai să facem un proiect pentru diaspora, facem un proiect pentru diaspora Și ce crezi, diaspora foarte greu să dă Că da? lor e deja... Dar și, și dificultăți ai tu cu, ea, cu dezvoltarea proiectului ăsta. Pentru că e frixează din zona lor de confort. A, adică nu cum? Da. Uh -huh. Adică cum? Eu nu nas am amas cu, cu mătre, dar trebuie să mă duc la un eveniment unde... Căcata... Uh, uh, Seminar și-l splătesc și pe asta? și, și, plateaz, și tu, <laughs> Să înțelegi pretenția, cea mai importantă este de ce așa de scump. Uh -huh. Sau de ce cu bani, de ce nu gratuit. Oameni uh -huh. buni. Da. Tu știi cât costă să închirezi o sală în Londra ca să faci un eveniment de 4 ore? Minim 2000 de pounds. Da. tu știi cât costă să cumpere bilet la avion, să-i pui cazare la un invitat dacă vrei un specialist de la care tu să înveți ceva. Da. Dar tu știi cât costă și organizare de eveniment? Asta e dă le sănătate la toți organizatorii de eveniment, că eu ca organizez amul acolo, cum pot, prin toate puterile și eu încerc, eu încerc să conectez moldovenii noștri care au afaceri, care au săl, și și crez tot așa, și ei se întorc cu spatele, ei suntem foarte rar să dau la colaborări, că au o, o avut deja experiență, au da, avut experiență da, înțeleg, înțeleg. și știu că pe oricum dacă e moldovan, este chidanească, e ca da. asta și vreau să schimb asta și uite, nu mă lăs eu nu mă lăs, eu vreau să o fac un proiect mult. pentru femei și pentru bărbați și noi cu Alioș am... <laughs> pentru femei să pentru... de ce. Pentru că noi cu Alioș am un pic ca să separăm um, proiectul în două ramuri. Mm -hmm. O să fie ramura hai cu noi business, mm -hmm. o să fie ramura hai cu noi dezvoltare personală. Mm -hmm. Pentru că noi, eu am înțeles că eu nu prea rezonez cu antreprenoriatul, mm -hmm. dar Alioșa e el îi, lui îi place sisteme, Ce le -au legături. excel. Mm -hmm. Și sunt foarte mulți antreprenori în Marea Britanie, moldoveni, care fac construcții, care sunt șoferi, care au companii de delivery. care, Deci, e extraordinar. Restaurante, sunt mulți, sunt femei, bărbați. Mm -hmm. Și eu o să iau pe partea asta de mai mult suflet, despre sex, despre dezvoltare, despre suflet, despre hai să ne mm -hmm. ieșim din casă, o lecuțică, să ne aranjăm, hai să mai ținem minte că corpul nostru e templu și noi trebuie să păstrăm uh, măcar cât de cât cât putem în el. Și tot așa, niște chestii de astea um, mai personale, să zicem așa, știi? și că de atât eu și zic că noi o lecți că ne separăm mm -hmm. pentru că există vizibil energia masculină în proiectul nostru și energia feminină, știi? Dar asta nu, nu înseamnă că noi să ne separăm. Asta e numai pentru bărbați, asta e numai Dar pentru Dar și e rău sau și? Dar nu e rău, ce tot temi de asta. Dar ce există viceu pentru bărbați și pentru femei. Ia ca asta tot întrebare pentru mine că eu azi în aeroport m-am dus în viciu pentru bărbați, pentru că eu vreau la viceu. Care e problema? Nu, dacă eu nu mai puteam, ce trebuie eu să fac? Să mă scap? Nu, eu m-am dus la viciu. am zâmbit frumos, nimeni pe mi de acolo, nu m-a alungat, toți au fost bine, mersi, mi-au oferit... Uh... Da, ai intrat așa? Nu. De ah, ce? Ah. Nu, eu pur și simplu am întras și am zis, guys, I'm sorry, I want to go to toilet. Uh -huh. Și yeah, 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 no problems. Și eu am intrat la viciu. gata, asta e treaba mea ce fac eu. Ok. aș depinde prin de ce prismă te uiți, știi, la toate mm -hmm. lucrurile astea. Eu mă uit așa și eu aș vrea și eu nu o să mă las până ce... Um, eu nu să simt această schimbare pentru că eu știu că noi suntem niște oameni într-adevăr suntem o populație care are în ADN chestia asta de căldură și de a oferi, nu degeaba la noi mesele și ele mai mari și ele mai încărcate pentru că noi suntem dar nici nu mai nu, nu, nu întotdeauna, din <laughs> și uh, tu vrei să dai, să oferi mai mult, da? mm că eu vreau să fac asta acolo și eu o să fac asta acolo și chiar dacă eu știu, dar mi-e tu știi de câte ori am zis, da, pașlo, lov, nu mai fac nică pentru diaspora, să mă angajez la lucru, asta lucrez în office, cu engleje și nu știu ce, dar nu pot. Am tuflit o unghi în microfon, să Dar nu pot, uite, nu pot, pentru că eu înțeleg că eu sunt un reprezentant al diasporei eu sunt omul și ala care cândva zicem despre diaspora, oi, ia vă să mă și la dâși acolo greu, ne închipui. Până și n-am dat eu cu nasul să văd ce înseamnă, cât e de greu și cât de uh, uh, uniți ar trebui să ne ținem, dar nu să ne șugănim unul de altul, că ne dai bog vecinul să afle și ca să trăiesc și mașină conduc. Și, sau invers, dă să-mi cumpăr mașină în credit, trăim 12 și în casă, dar în schimb, în fața căzei, de pe care chic ștucă turca, noi avem parcate un Mercedes, un BMW, un Porsche, un... Așa. Da, pentru că, în pentru că e important. Pentru că asta e important. Eu, da. Sunt lucruri mult mai importante decât asta. Să ne uităm unul la altul în ochi, să ne spunem bună ziua. E că eu duc copiii la școală unde sunt foarte mulți moldoveni. Mm -hmm. Și deodată eu, eu doar văd după ochi cum se uită la mine. Și că tu când te întâlnești, ochii, ochi, și tu vezi fața asta și omul face așa, fix în fața ta. Și ți face. Și ce poți să-i zici? Nic. Dar pe urmă îți spune bună ziua. Uhum. Peste câteva timp. Bună ziua! Există loc de bună ziua între noi? Există. De una zi am văzut pe... Mergem la volan. am văzut o mașină cu numere moldovenești. E evident, eu o mașină cu numere engleză. Și m-am pus, m-am... Mergeam cumva paralel. apoi băieții și ei care erau la volan, eu m-am întors și le-am zâmbit. Știi, ca și cum... Nu să vezi o mai apasat pe gaz. Ei vreau să fugă mai repede. Uhum. Ce aveți? Ce se întâmplă? De poate și erau tine, ilegal da, acolo. Nu știu, poate că sunt. <laughs> dar nu cred că s-ar cătăi pe traseu că acolo doar e doar cea mai securizat țară din... Practic e cea mai securizat țară din lume, că videocamere sunt tot acolo. -ai cum. revenind la ideea că tot ce și organizezi tu cost bani. Da. da. În general, evenimentele în Moldova mai sus decât instrument de PR nu pot fi, pentru că tot am organizat multe și ele de regulă foarte des ies în zero. Adică evenimentele <laughs> sunt pentru PR, după asta trebuie să ai alte produse. Da, asta Dima Talmazan, e așa, ne-a stricat tot castelul meu din nisip. Când eu nu mai am spus că vreau să fac evenimente în și l zis. Nu, bani care ești, noi n-am să facem asta, îți spun eu, da, dar eu, Dima, tu nu înțelegi. Da, da, bine, hai, hai să facem, hai să încercăm și după asta o să discutăm. Și eu așa m-am supărat pe dâns și am spus, tu, tu în mine nu crezi, da? Eu, discipola ta, eu, reprezentanta ta, eu atâta suflet, Și pe această cale vreau să-i spun O că am dat cu nasul Și înțeleg că din Dizlegi Din evenimente bani nu faci Doar decât dacă asta nu sunt Iar Evenimente faci. foarte sponsorizate da. buget, Cu bugete mari no. Dar în rest să știi Există o formulă tare Foarte clară care îți permite să ți faci bani Din evenimente E formula asta să petreci în 3 zile și Lorando a aplicat-o destul de cu succes. Ian? În prima zi, vineri, faci un eveniment, două evenimente, câte 3 ceasuri, câte o mie de oameni, gratuit, e prezinți și faci awareness la 2000 și vinzi produsul, mm. cursul, care durează sâmbata a doua zi, toată ziua. Și e, de exemplu, o de euro. Da? Mm. Și tu, din două mii de oameni, adun 50 de oameni la curs și Dacă a te încălzâți. Da, da, da. tu mm, okay. de dată pe loc. Și din sâmbătă vizi duminică un masterclass privat personalizat. U, și mai vinzi unul de 4 ceasuri, mm. dar unul mai scump, care intră în detalii deja. Deci e o triplă lovitură, știi? Mm -hmm. Asta eu din cărți, bun, eu odată m-am apucat să studiez cum tot asta de promovat, știi? Dar vreau să revin la ideea că sunt oameni care nici până nu-și dau seama că chiar și conversația asta, de fapt, e investiții de bani și de timp. Înțelegi? Mm -hmm. microfonul ăsta... E ca, eu ne tare îmi place oamenii care critică, de exemplu. da dar și promovați voi, dar și că fiecare poate să facă podcast. Păi e că microfonul ăsta costă 14.000 de lei, dacă nu greșesc. Da? Nu ma microfonul. Nu da. Apoi și om ar da bani, e ca, e ca n-așa <laughs> microfon, știi? Tipa și mai departe, ca să ce? E ca ca să ce? Și apoi mai ieși, să sârmi un alt șapte tău, dar timpul meu și la timpul la oameni care montează, care promovează, um, știi? Vadim, și din nou, asta este despre o traumă națională a noastră. Să știi, eu n-am auzit niciodată, bine, englezii pot să negocieze cu tine la capitolul un salariu sau mm, un ceva, mm. dar niciodată el țin să zic dar ce așa de scump? Sau spate-ne, vă rog, să-mi recomandați un fotograf, dar la preț pământesc. Stop! La preț pământiesc, asta înseamnă ce? La cum poți tu să-ți permiți? Nu, da. Hai spune lucrurilor pe nume. Eu pot să-mi permit un fotograf pe care îți plătesc 50 de euro. Sau... Da, dar să fii și conștient de calitatea care Nu spune plănești. la preț pământiesc. Și înseamnă asta. Sau, elementarul chiar și în colaborările cu mine. Nu e generalizare. Eu vreau nu. să vin înapoi acolo unde tu zici despre generalizare. Stai, știi? ce am generalizat eu. Mea ca, de exemplu, revenind la discuția despre cum uh, oamenii fac interviuri bouri, în care tot generalizează când spun eu în viața mea uh, aleg numai oameni de calitate uh, și că și înseamnă calitate? Nu generalizare, de exemplu. Nu. Calitate nu? pentru pentru mine calitate înseamnă de exemplu o cană care nu e ciobită. Dar pentru A, tine? E, adjectiv care în capul tău se reflectă într-un fel, dar în capul meu altfel. Dar în capul tău altfel. Preț pământesc pentru tine și 3000 de euro pentru mine 30. Așa, exact. Și aici e raportul dintre, deci să spunem că vreau un fotograf sau am nevoie de un fotograf uh, care să ia pentru serviciile lui nu mai mult de X. Da. Ce înseamnă preț pământesc? De ce tu dezbați din mine? valoarea mea, eu cred că serviciul meu sau promovarea la mine pe pagină costă atât. Da. Deși tu trebuie să-mi spui, dar poate ne faci un preț mai pământesc? Mm -hmm. Nu! Mm -hmm. Ori, or, dacă omul deodată, știi că eu, când oamenii nu se trăguiesc nicio formă, eu întotdeauna fac reducere, eu pur și simplu vreau să fac asta, vreau să dau prețul în jos, vreau omul și să-i spun uh, oferta finală și el să zică, Hah! Ia și de fain. Am uștăța să spui că, hai, cât serviciile costă? Nu ne torguim, e din. Nu, lasă să spună, da, doamne. Dar, iar, depinde și de produs, depinde. Eu doar nu eu. Eu, în gener, acum, practic, m-am dezis de a fi influencer de recomandări sau ceva. Eu, practic, m-am dezis. Asta adică... rămas câteva pro contracte care sunt minim de jumătate de an. Aha, uh -huh, înțeles. Care înțeles. au valoare și care mie mi-aduc plăcere. Atât. Nu, nu, nu vreau să fiu întotdeauna... Vreau nu să umple ceva. 30 de stories cu tata, așa Nu, vreau să fac ceva mai mult decât. Știi, vreau să fac eu, un podcast uh -huh. uh, acolo. Uh -huh. Vreau să fac uh, interviuri cu a noastră acolo. Uh -huh. Vreau să mă mai dezvolt, vreau să învăț ceva, vreau să fac un curs pentru femei concret, da? Uh -huh. Din ce știu eu, ca ce sunt eu și din ce feedback aud cel mai des pe Instagram. Vreau să fac evenimente dușevne, unde vină lumea, să ne așezăm, să facem meditații, nu știu. Eu vreau să fac mai mult decât. Mm -hmm. uh, Dați-vă recomand ceva, deși eu eh, chiar tot ce am recomandat până în ziua de azi a fost testat concret sau știu precis că e un produs de calitate. Mm -hmm. Nu recomand, chiar dacă mi s-au propus bani, mulți și produse diferite, pe care chiar puteam să fac mult Conexiune cu cosmosul ai. <laughs> Dar cum? Am, am și da. eu. Nu, Noapte nu, ți-a rămas încă un singur lucru. Să cucerești Everest. <laughs> eu nu sunt atât de coioasă și n-am atâta curaj. Da, asta, bineînțeles, asta e foarte... Eu nu sunt gata să mor pentru o poză în vârful Everestului. E ca așa. Deși eu știu că asta e o muncă titanică. Asta da, e, da, da. pentru mine asta e dar Himalaya, dar oricare, dar chiar și dealul de la Orhiei vechi, asta e așa un... Um, nu știu. Eu nu aș putea, eu nu am atâta curaj, eu nu sunt atât de curajat. Pentru mine asta e... Viața mea, pentru mine, e mult mai importantă decât niște dorințe. Exemplu, eu nu am nicio dorință să sar cu parașuta. Uh -huh. Nu, nu, nu-i pentru mine. Dar și neva zboară în costume din astea. Eu nu știu cum se numește sportul ăsta, dar știi? S-ar pur și simplu în costume care să da, se da, ca și astea care zboară, știi? Da, da, da. Sau... Și zboară cu viteză și e periculos. asta. Dar... Exact. Uh -huh. Cineva uh, face... Uh, la mine băieții mei se uită la video de este uh, parcuri din asta că în sare de până acoperiș pe altul, pentru cineva, cineva urcă Everestul. Asta e wow, nu e pentru mine. Eu nu pot, eu e ca așa cu pentru asta. E <laughs> în schimb, eu sunt foarte curajoasă să ies în față, să spun lucrurilor pe nume. <laughs> eu sunt foarte curajoasă să încerc să fac ceva acolo unde aparent au pus crușoți când deaspor, mai gine, nu te băga, că acolo ți mati moi. Nu sunt de acord, acolo sunt foarte mulți oameni minunați, extraordinari, care sunt gata să sar, să sară la ajutor în orice moment. Apadonai din tăi pe ăștia, cred că. Dar ei și așa s-a adunat da? lângă mine, aici. Eu tare mă bucur. Eu dacă aș putea să mai fac un minus de 30.000 30 de mii de oameni de pe instagram meu, dar ei nu se duc. Eu tot le zic, băieți, pentru prima dată, Pentru prima dată în istoria podcastului Nota 2, oameni buni, dezabonați-vă de la Olga Manci. Da, dezabonați-vă, dacă nu rezonă. Dar mi se pare asta sincer. Oare noi mai... Dar de ce tu vrei să dezabonezi? Da, ți spun. Ia ca uite, de exemplu, tu vii la mine pentru că noi să avem o colaborare, un parteneriat, da. La, tu te uiți la mine pe cifre și zici, hmm, ok, aproape 70.000 de oameni, uh -huh. hm, ok, da ți uităm la engagement, da ok, bine, eu am o rată de engagement bună. Trebuie să bun. la engagement? Normal. Normal. <laughs> Dar trebuie. <laughs> ok, și tu te uiți și eu mă uit, de fapt, de ce le mai desori că eu mă uit și mă uit, înțeleg că din 70.000 de oameni activi, permanenți, sunt 50. Ce uh -huh. fac așa la 20 000. Eu am făcut da, acum un sondaj. Uh -huh. Ce ați vrea? Au a fost despre postez despre asta, postez despre asta sau a trii le-au fost. Olga, Mimi, e indiferent ce faci tu. Uh -huh. Acolo au votat peste 200 de oameni. Olga, uh -huh. mie, mi-e indiferent ce și -și faci tu. Eu dau bloc Stai, ulec. Stai. Ia stai, ulec. Dar știi ai de postul? Corect, e... dar e ca... eu, eu, am gândit să știi. Tu că... cu o intonație ai scris asta, dar e poate cu altă intonație, știți ce o răspuns. Eu, indiferent eu de ce ai publicat tu, blog, eu te-aș urmări. Eu am vrut să le dau bloc până și eu, fată, nu ne-o scris asta. Olga, uh -huh. am ales, indiferent de ce, e, ce ai n-ai posta, uh -huh. te urmăresc pe tine. Și eu, eu m-am pornit să dau bloc real. Zic, nu dacă la oameni nu le interesează și fac ei pagina mea, dă să-i ajut. Știi? Dă-ți-le, dă le, das -le nu ai pe tu dramele tale tăi, ta. Și zic, <laughs> tu, nu dura просто. nu știu ce te dea, nu mai ești cu oamenii ăștia, nu cu rău, știi? Mm -hmm. Dar în același timp, da, pentru că mai bine doar să fii 50, dar calitativ, decât, decât 150, dar cantitativ, nu? Mm -hmm. Care-i sensul? Pentru că și eu stau acolo. Eu nu vreau să mă urmărească toți, mie nu -mi trebuie să plac la toți, nu-s bani să plac la toți.

și pui tu la... Nu, el. iarăși, încă un lista, șablon, că te-ai spus că sunt și să doam și cu deșe. A mie e normal, parcă. Ei mai are niște, da? Și eu le-am, că eu îți spun, eu, eu pur și simplu nu știu cum este, el e sfânt la like, de post. Pe mine nu știu cum <laughs> pas, <mă laughs> da, da, asta e ca o mică paranteză dacă sunt beții digitale cu Olga și Alex Manciop. În cameră stau doi, dacă grește numai Olga și Alex și Nu hai. <laughs> Asta, uh, auzi, uh, răspund pentru un prieten, da? da? da. Noi să și ne băut online, da? Pân, Alex pân -a și spune, da, e așa, așa e a știi tot, e za mine <laughs> Da, Dar el e așa, eu prost introvert, și În eu prost sunt introvert. Da, și... Ce uh, și zicem, e ca și zicem, a, nu și mai e că eu nu vreau să plac la toți. Eu Aș alege să fiu um, acolo, de exemplu, eu mă, mă uit după oameni care nu-mi mm -hmm. Eu yeah. am dat am folul la oameni care nu îmi provoacă un sentiment neplăcut. Sau nu că neplăcut, dar tipa, ce fac eu aici? Mm -hmm. La ce mă uit? Eu am putem să mă gândesc așa. Apropo, tot după podcastul tău cu Cristina, e că mm -hmm. dacă să mai zic cineva că voi nu învățați aici nică, ca pe mine m-ați învățat. Uite, mă prind pe gândul că câteva detalii au fost pe care eu le-am prins de la voi. Mm -hmm. um, eu am început să mă... După ce Cristina a zis că toxic, nu știu ce, tralala. la la uh -huh. ia să simți Așa, asta cumva... e citat. <laughs> Te rog să scrie aici. Da, toxic, da. nu știu ce, tralala, la Olga Manci. <laughs> da, <laughs> da, da. și mai pe scurt am văzut acolo că ea spunea despre frustrări și că ea se uită pe o pagină și simte nu știu cum. Și că uh -huh. eu am și pus mă uit la pagină și să mă gândesc și simte de la dâns. Okay? Și într-adevăr funcționează pentru că mai bine să te nu pentru că tu ești cumva nipravel sau nu ai țit suficient de mari sau nu ai, nu știu, și pentru că Tema țăților tot e interesant, apropo. Am și asta să de ce. Am tot nu place tema. Da, da, da. tot. Și ideea este că dacă ții un om, îți provoacă cel puțin gândul ce fac eu aici? <coughs> sunt oameni la care te uiți pentru content de comedie, sunt oameni la care te uiți tu pur și simplu că ți-i drag, că e frumușic sau e frumușel. Mm -hmm. Sunt oameni, dar sunt oameni la care te uiți și te gândești, eu cândva i-am dat follow pentru și i-am dat follow să-i arăt că îl respect, dar nu, eu nu mai gândesc așa, eu de, nu mai sunt o și care au fost și, și ani în urmă. Uh -huh. Și faptul că i-am dat am follow nu înseamnă că eu nu îl respect sau am ceva împotriva lui, dar pur și simplu nu mai rezonăm. Suntem o lecuță că deja în diferite zone, în diferite segmente și asta e normal, noi suntem toți la fel, nu? Uh -huh. Și de asta eu aleg să mai bine să dezabonez o parte de oameni de la mine decât să se simtă frustrați când se uită la mine. Poate ei toți sunt, sunt și se gândesc, ia uite la deși e perfect, ia uite și copchii frumoși au, sau Deși la noi, știi, într-adevăr, la noi dat la jumătate și vă ceva se întâmplă, că fetele de mea când Damian în Spania și-a rupt mâna foarte grav, a că mai măi, dușeți-vă la biserică, ceva la voi acolo în familie și odată și jumadian, bac ba copchilul în spital, ba ceva se întâmplă, ba viol, ba nu știu cine, ba nu știu cum, și că mai scurt, una după alta, știi? Uh -huh. Dar da, la tine strategia de comunicare seamănă a fi una bazată pe situații excepționale, dar pe de altă parte, deși asta se creează ca impresie, pentru că și el să ascund, toți au probleme, înțelegi? Numai nu le, nu le comunică da. regulat cum Da, le noi nu ne știu. îmbrăcăm tot una, nu arătăm ca o familie ideală și perfectă. Noi suntem cu facapurile noastre și avem de tăti, ca lumea și mi se pare normal să vorbim pe tema asta. Că atunci

Mm. Pentru că eu, na, eu după ce am născut, eu am foarte mult piele, la mine rupt mușchiul la abdomen și la mine... E ca eu când vreau să cu o ruchiță mai corp, nu pot pentru că stă pielea asta, nu, asta nu e grăsime, asta mm -hmm. e pur și simplu foarte multă piele, da? Mm -hmm. Și sânii vă nus? nu -s. Eu de fiecare dată mă râd, ea sferhul s snizul de știi? mm -hmm. vă, deși omul meu zice că nu e așa. Ok, dar pustim. <coughs> Văd. Și eu vreau, eu chiar vreau să-mi fac, pentru că, și nu pentru confortul tău sau ochii tău să uite la mine și zică, va, ia uite fata asta și țățoaie și-a făcut. Nu, dar pentru ca să-mi întorc măcar și în formele pe care le-am avut cândva. Dacă prin operația asta plastică eu pot să fac asta, ok. Și atâtea fete ne-au scris, uh -huh. atâta lume așteaptă asta. Și nu pentru ca eu să arăt, ia ca uitați-vă, vă place mărimea, ce spuneți? Sau să mă îmbrac în mai dezgolită, frumos și să îmblu cu... Nu, eu n-am să arăt de fix așa să îmblu. Mai ca asta a da, pot să te întreb ceva? Da. Tu ai spus că tu nu mai ești Olga și de acum 5 ani da. care dă de follow pentru respect. Da. Da? Dar pe de altă parte, tu vrei să revii la o Olga din trecut. De ce vrei asta? În, în ce formulă? Tu vrei să îmi la formele formen. din trecut. Da, dar eu... Jund, uh... Tu și te schimbat. Da, și eu înțeleg că chiar dacă eu mu o să-mi fac... La cel mai bun chirurg în lume, la cel, cu cel mai bun aparat, cu cel mai bun tehnici, eu niciodată n-as fi la forma și uh -huh. Eu as fi altfel, uh -huh. cu totul altfel. Eu am cicatrice de la un os la altul, eu să am două tăituri sub sâni, uh -huh. sau depinde unde ați decid să-mi fac implantul ăsta. Dacă să fac... asta, da? Da. Ori tu stai numai pe gânduri și cu Tu știi, asta. eu așa de tare iubesc corpul feminin într-o gângerie frumoasă, eu pur și simplu nemagul. Și că eu când mă îmbrac și văd pielea și ea. Nu pentru, cum zice Sasha meu, și eu tot așa zic de fapt, asta e căsuța copiilor noștri. Acolo au fost copii doi, uh -huh. odată. Uh -huh. Ca dă să începem de la asta. Eu tot înțeleg. Dar atâta um, insecuritate eu am când tu simți o lecuțică de chele care îți duci piste linia de chiloței, uh -huh. uh -huh. Și tu, eu lucrez, eu fac sport, eu fac sport, eu mă căciesc, eu vreau să arăt bine. Eu vreau să arăt bine, eu chiar vreau să arăt bine. Um, inclusiv și pentru ca soțul meu să, fie, să aibă o femeie frumoasă lângă dânsul. Chiar, sincer, chiar zilele să-i spunem, zic, știi, eu m-am prins pe ideea că eu vreau să răd bine, pentru că el la mine tot e un bărbat foarte frumos și eu vreau să fiu o femeie frumoasă. Hmm? Dar în primul rând... Stai, tu, mea... tu când spui că vrei să fii o femeie frumoasă pentru soț, tu cumva iei poziție de dată că tu nu ești la fel de frumoasă. Adică tu nu ești frumos. Sunt, sunt. Pur și simplu. Vrei? Și pentru el și pentru Am el. Înțeles. asta e un subiect tare interesant care. Hmm. Trebuie alt podcast. Nu, posibil, dar. Hmm. <laughs> să intrăm în detalii, detalii. Bă, știu, da. Dar. Cum? Eu am da. și să povestesc. Eu am 11 uh, 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 ani de mariaj. Am și să povestesc. <laughs> da, dacă în trei frază. Da, dacă în trei frază. Păneați <laughs> prostiți. Asta e secretul relației? Nu, no, e, yeah, dacă să no, Dar nu e niciun secret. Pur no. și simplu trebuie să vrei, să-ți placă, să -ți trebuiască și să, uh, uh, să te dedici, să comuniști, să spui lucrurilor pe nume nu, uh, să facem sex cu lumina stinsă și să nu știm cum să zicem că nouă nu ne este bine. Sau femei uh -huh. care nu știu ce înseamnă orgasm, sau femei care nu au fost niciodată la un, un control ginecologic. Eu am rămas șocată să aflu că sunt femei care au copii, care au care sunt bunici deja și nu au fost la ginecolog să dă analiza asta, testul Papa Nicolau. Și apropo, în drum, prin această cale, toți uh -huh. bărbații care au femei alături de ei, dar toți bărbații au femei alături, mamele, surorile, prietinele, uh -huh. prietenele, verișoarele, toți, insistați femeile să se ducă la analize. Eu, femeia care în fiecare an mă duc la analiză. Și eu doi ani în urmă am făcut testul Papa Nicolau și am aflat că eu am celule canceroase pe uter. Eu m-au uat, așa, atcrăvenă, și erau la o fază foarte agresivă. Uh -huh. Și atunci, tu luat decizia că mai așteptăm, ori stai uterul în totalitate, ori el a treacă de la sine. Pe că o trecut doi ani și am făcut din nou biopsie și deci și acolo, <hăh> foarte neplăcut, dar totuși. Și am aflat că sunt curată, sunt negativă. Dar asta e mandatory, asta e obligatoriu, vă rog frumos. Eu, eu, chiar țin să transmit mesajul ăsta și nu doar femeile să aibă grijă de să dar și bărbații să le mai... Haide! Dramatic, eu numai și am vrut să spun că tu așa frumos asta tot e rugat, asta prea mai dramatic, real, dar în calcul de ce bărbații trebuie să investească în asta. Ia da să glasă. Dă să-ți povestesc de ce. că... singure. Da să-ți spun de atât că, de atât că um, a, 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 virusul papiloma care naște cancerul mm -hmm. pe uter, se transmite doar de la bărbați. De atât, în țările europene, băieții toți sunt vaccinați la vârsta de o anumită vârstă, vaccinați. Asta mai degrabă, trebuie femeile să accepte în pat doar bărbați cu certificate. Da. Sau cu prezervative. Controlul. Ai trecut? Sau no. cu prezervative. Uh -huh. Dar dacă este ca mine care au alergii la latex, bă, am sorry, <laughs> știi cum. Uh -huh. Și trebuie să mergem la control și trebuie să ne protejăm și trebuie să avem grijă de noi, pentru că asta e important. Și nu numai în sex ne protejăm, da? În general, în viața asta, să avem grijă cu cine comunicăm, pentru că asta e gu, noi, de multe ori, ce și consumăm, noi nici nu ne dăm seama ce facem noi. Alina Andreuță ne-a zis asta când a fost în Londra, că mă mm. întrebat ce urmărești? Am și pus să-i spun, eu privesc asta, asta, bla, ai grijă și urmărești, pentru că asta te rămâne în tine. Și tu, pe asta reflexă asupra la oameni. Ai mare grijă. Și eu, deodată n-am înțeles, știi? Și dar, zic, Hmm, și de interesant. Da. De eu de de e de, de, de Instagramul deschid numai ca public Reels. Nu da, stories. eu am observat. Că tu ești... Eu nu, nu, nu mă uit. Eu Deși ți-ar trebui vizibilitatea lecției. Da, Dar crește. Dar e nu e cum nu ne arde. Nu, e important. Nu e important, nu, nu e important acum. Uh -huh. Și apropo, revenind înapoi, podcastul ăsta da. inițial a fost conceput fix așa cum ai zis tu că vreți business. Așa. antreprenoriatul într-o parte și în altă parte dezvoltarea personală. Pe ca podcastul, ca atare, este un produs din Academiei Vii, tot așa. El uh -huh. a fost făcut cu scopul de a crea discuții și de a genera gândire critică, inclusiv dacă eu n-am dreptate. Nini -ni tot una. Eu, pur și simplu, în spațiu e dacă să luăm, eu ne-am asumat tăti tipa, în uh -huh. mine care să să zboare, da. dar eu vreau să creez context în care să trezească oamenii să înceapă a-i la mins măcar cumva. Okay. Și evident că, asumat, eu nu pretind că le știu pe n-am de unde să le știu pe uh -huh. Ne-am ne scăzut foarte mult prezența pe social media, nu mi consumul. Strict eu legătură să mă înțeleg ceva, și aia nu răspund la mulți, la mulți că am început, na, deci am încercat să răspund efectiv la mesaje pentru că înțeleg petrec prea mult timp în niște conversații care efectiv nu aduc nimic. Zi? Adică dacă am e că ți-am scris, hop, tu ne-ai scris două, trei, dar tu de asta încă care scrii așa, da, m scrie. Dar eu special. Tu tot tu ai postat un stories Zi. Ia tu, tu să înțelegi că eu asta fac special cu tine. Că Ca te nerviez, da. Eu pot scriu și într-un mesaj. Da, da, Dar eu după ce am văzut story și de mai ales -i... mesajele este vocale. <laughs> nu, no, I'm sorry, eu eram no, în dar transport e okay e și public. Cu tine. E ok, eu nu mă... Adică dacă, dacă, vedeți cineva că eu stau așa și ascult mesaje, apă asta la dânsă. <laughs> e <I laughs> mai mult nimeni nu trimit. Aș burla ca trimit Ia așa. Vezi? Da, Oamenii da. deștepți așa Oamenii care n-au timp și alergă mereu da. și rezolvă da. Nu, ca tare, într-adevăr, e așa și tu când ești în grabă mai râd, înțelegi că timpul pierdut pe mai repede, unde sun. Să Ei, stai că tu acum ne-ai dat numărul tot de telefon și deja să pot și să sun mai bine. Și el mai repede, eu azi sun. Și gata. Da, da, trebuie să notez și eu numărul. Facem. La Organizam. mine numărul e tare, tare, caro, eu am avut prostie în pr în creșterea asta de social media în culis să răspândesc tare numărul meu <laughs> Pe atunci a funcționat bine, dar acum nu, nu îmi place tema asta. Știi? Mm -hmm. În caro, asta e așa un prașot strategic, dar un câștig tactic o fost. Așa. Așa e idee. Hai să, uite, noi ca să fim, să deschidem un subiect, uh, ultim subiect. Și subiect? Hai să deschidem subiectul. despre despre Instagram, despre... Despre noi -am grăit, Despre religie n -am da, despre Da. da Super. Da. Hai să mai deschidem un subiect. Dar nu mi place nu, că noi cu tine interesant. întotdeauna avem și vorbește. Nu interesant uh, și subiect ptinii uh, nici la un podcast, nici la un interviu, niciodată nu te-a întrebat, dar tu tare fi vrut să-l discuți. Wow, și interesant. Tu știi, că eu de fapt, am fost, am fost destul de abordată și am fost destul de ok să vorbesc pe oricare subiect, pe, des, din partea oamenilor care au avut curaj să mă întrebe ceva așa mai personal, ia șoc. Nu știu, nu știu. Nu știu? Nu știu dacă există vreun subiect pe care eu n-aș putea să vorbesc sau nu am vorbit măcar într-un context. Dar sunt oameni care spun să că vorbești mult? Da. Da? Eu am avut un complex din copilărie, eu uh -huh. am auzit foarte des în adresa mea: Ești prea frumoasă, uh -huh. ești prea vizibilă, ești prea galăgeoasă, vorbești prea mult, vorbești prea tare, râzi prea deschis, ești prea deschisă la oameni, ești prea prietenoasă, ești prea iubitoare. Uh -huh acest prea pe minim m-a băgat într-o perioadă într-o așa într-o jopă vadim că eu trebuie să mă duc la retreat uh -huh. Să fac medie. Ai pierdut în tine? Ai crezut că ești greșit? Tu timpul? de fiecare dată, când, e ca când eu vreau să vorbesc și... Uh -huh. <coughs> uh -huh. Ok. Și tu astfel te distrugi pe tine. Tu înșet, înșet de devii autodestructive, singur pentru tine, tu da, te distrugi. Da. Pentru că tu vrei să fii iubitoare prea. Ia, ca de exemplu, eu când mă văd cu tine, nu îmi place să te cuprind. așa sunt eu, eu sunt mm -hmm. foarte tactile, mm -hmm. asta nu înseamnă că eu te vreau sau eu vreau ceva de la tine, da, așa sunt eu, eu așa da. mă conectez cu tine. Eu am auzit și despre asta. Și din contră, dacă e prea, ai... da. și că tu vrei, și tine te oprești asta de fiecare dată și tu, te distrugi da. odată o acțiune e anulată, o a doua e anulată, o a trei e anulată, a patra e anulată, anulat, și de fiecare prea mult, prea. prea. uh -huh. Tu ajungi într-un moment, deci... nu, ea, naverne, e hâinea ca ca uh -huh. Cred că eu nu merit nici în viața asta. Cred că eu sunt căcat. Și să încep, alegerile greșite la bărbați, căcaturi pe care le faci așa conștient, le faci, uh -huh. dar vai, uh -huh. că să demonstrezi la tăți că ea ni știi? Uh -huh. Pentru ce? Ia ca... eu știu că vorbesc foarte mult și acum la 31 de ani după ce am trei copii, eu am înțeles că asta nu e un dezavantaj, asta e un avantaj, pentru că da, eu sunt diferită, eu ies în evidență, dar mi îmi place să fiu în centrul atenției. Și dacă pe cineva asta deranjează, doar asta nu țin de mine. Cine te pe mine nu mai deranjează. Nu, eu am întrebat din curiozitate să văd cum tu ai reflectat asupra la chestia Ea asta. Cam și m -ar, interesat, m ar interesat tare și ideea că tu în momentul acela când ai pierdut încrederea în tine, da, tu te începi să te încălșești cumva în interior. Foarte tare. Cum ai ieșit de acolo? Da, iată, sincer spun, terapii, foarte multe discuții s-a scos din asta foarte tare, pentru că el a avut răbdare să audă tăti nior la el miele, mm uh -hmm. -huh. Tăte lăcrinele, căcaia ea, ni ce ștos am noi ni tac, așa. Adică eu am avut frustrat, eu am fost super frustrată. Eu am fost foarte complexată, că eu sunt prea josuță, că eu sunt prea, chiar și faptul că eu sunt prea frumoasă, eu conștient mă urâțăm, înțelegi? Uh -huh. Tu înțelegi că eu mă machiam special așa, că eu să arăt urât, eu mă uit pe post de mine și mă gândesc, petița mea, de ce tu ai făcut asta cu tine, înțelegi? Eu doresc colorată, eu sunt așa, eu sunt colorată, mie nu-mi place starea de um, depresie, ea mie nu-mi provoacă fericire, eu vreau mm. să fiu fericită și chiar dacă nici greu, eu o să râd, eu pot, eu și când plâng câteodată râd, știi? Adică mm. așa sunt eu, pentru că mie asta îmi provoacă uh, stare de bine. Nu pentru că eu să-ți fac ție plăcut sau să-ți plac. Eu vreau să subliniez o chestie. În acest podcast sau în general uh, ceea ce fac eu acum, în perioada azi și aici, în viața mea, mm -hmm. eu nu încerc să plac la nimeni nici mm -hmm. măcar ție. Mm -hmm. Eu sunt așa cum sunt. Mm -hmm. Înțelegi? Dacă tu mă accepti așa cum eu sunt, super. Nu, nu, gata. Ei, da, la, nu, nu, eu nu le-am întrebat dar, pe mine asta mă deranjează. Știu, 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 dar vreau să spun pentru că știu sigur că sunt foarte mulți oameni care încearcă să placă cuiva în detrimentul său. Ni nu faceți asta, faceți tot ce vă place vouă, e ca mie îmi place așa și eu fac asta pentru mine. Vorbesc cu mama mea care mă provoacă și mă și să sufăr de atât că eu vreau să-i spun ei ce simt eu, nu ce mamărea este ea. Uh -huh. Și ca că, uh -huh. în contextul ăsta, da, eu am ieșit prin oameni, pe mine m-au ajutat oamenii, pe mine m-au ajutat instagram -ul. Eu, de asta, oamenii care pe mine mă urmăresc, îi numesc familie și eu aici nu scriu bună ziua familie sau nu rog, familia, pentru ca să aduc urmăritori, uh -huh. nu. Pentru mine oamenii ăștia au fost colacul de salvare, ori de câte ori eu am fost jos jos la pământ, chiar dacă eu nu le-am vociferat asta și n-am spus că eu sunt jopă și nimic greu, o să Tu înțelegi când omul ți-i străin, care n-are, tu nu știi și nimeni omul ăsta, unde el trăiești, nimic despre el, el ți-i spune, Olga, ce v-ați schimbat în privirea ta? La voi tot ok? Uh -huh. <gătă> și tu așa, da blin, de unde voi tot știți? Pentru că tu ești zercălță. Dar eu sunt destul de transparentă uh -huh. și uh -huh. eu vreau să fiu așa cum sunt. Eu sunt așa, deschisă, colorată, uneori tristă, dar de cele mai deseori zâmbitoare și da, eu am să fiu așa. Eu sunt prea frumoasă, eu sunt prea deșteaptă, eu sunt prea în toate, pentru că eu așa vreau să fiu. Și în același timp eu am bun simț, eu am un egoism uh -huh. sănătos, eu niciodată uh -huh. n-a scalc peste capul tău, vadim că nici sunt și ei bine. Uh -huh. Eu asta întreb și mai bine să discut cu tine. Și pe mine până ziua de azi mă rănesc cu oamenii eu pot să plâng pentru că cineva a procedat cu mine, nici în stit, ca un copil mititit, să bat cu chiuruță în pământ, dar eu de mititit am luptat pentru să fie justiție, corect, hai să fim corecți în față de alții. Pentru că mie mi se pare că cel mai frumos lucru, lucru pe care putem noi ca oameni să-l facem este să fim corecți unii cu alții. проектот и па не те И па, генерализата. Контексту, кари. А да. дека, и ја, а, ама шо о, тема. Супер, ми им плаша со латини. О тема кој аджективи или вапше. Не mm -hmm. Нум De... плак. Аша, ја му обсебат. Треа за конфликти. Аша. Залеш? Да. Ту, вај, типа, прочедам корект. Да, куми корект? Mm Да, -hmm. ши не остабилит. Dacă tu, tu ai regulile tale de a fi corect cu cineva, dar la mine, de exemplu, sau la altcineva care ne privește propriile reguli. Da. Și atunci când tu procedezi corect și omul și procedează corect, la mijloc se întâmplă un conflict. Oricum se întâmplă. De ce? Pentru că s-au operat cu două adjective. Ok. Înțelegi? Bun, dar asta foarte mult ține despre limitele noastre personale. Că corect da, da, pentru da, da. mine, da. dacă eu vreau, pe mine mă interesează cum e pentru tine corect și eu vreau cu da. tine să vorbesc așa ca să fii ok și pentru tine. Eu am am respectul să te întreb. Da. Eu niciodată n-am spus despre tine, Vadim, că tu ești un, nu știu, milionar care ai furat bani de la oameni sărași, fără ca să mă așez cu tine, sau cel puțin să-ți scriu. Eu asta am curaj să-ți scriu, Vadim. Uite, eu am auzit așa o chestie. Uh -huh. Doar ca să fim cumva ok unul cu altul, că eu nu sunt ok cu ideea asta care am auzit-o. Spune-mi, uh -huh. rog, asta e drept, că tu ai furat miliardul. Tu ai să-mi zici, ce cu tine? Eu asta cred mă crez, pentru că pentru mine a fost suficient că cu mine ai comunicat. Și tu ne-ai spus, Olea, clar că nu, eu n-am făcut asta, gata, mie mi-e suficient. Eu niciodată n-am zic, a, te ți zis că Vadim a furat miliardul, hai să-l urâm, Nu, eu am propria mea coloană vertebrală. Și dacă eu vreau să aflu ceva despre tine, or, eu vreau să te am pe tine în viața mea, eu asta întreb, da? Chiar dacă tu ai iar ar putea asta să te doară. Pe mine o fată m-a întrebat odată, în ochi, s-a uitat la mine și a zis, Ole, eu am auzit că tu ai lucrat în Escorta VIP. Eu am și-a pus mă râd, deodată, până și n-am înțeles că fata și vorbești vorbește cu mine serios. Vadim, uh -huh. eu așa de tare am și pus să plâng, pentru că m-am gândit deodată la tata, la mama, Escorte... Uh -huh. Dar pe urmă m-am așezat și zic, tac. Tac. hai să înțelegem ce înseamnă Escorte. Ai, eu am și eu am privit interviuri pe YouTube cu fete care fac escortă. Am zis că, aha, ok, escortă asta nu e întotdeauna despre sex. Asta uh -huh. e despre o dame de companie care merg și stau alături, care... Uh -huh. Aha, ok, bun. Am analizat piața, am înțeles ce înseamnă escortă. Dar deodată pe mine m-a durut. Iar că asta uh -huh. e despre cum omul a auzit și el a venit și te-a întrebat. Pentru că, pentru om, sau asta nu se cu... Uh, niște valori de viața omului și e, asta e frumos. Da, dar da, și-a schimbat părerea fata când Nu știu, întrebat. că nu a fost știu. un om absolut străin. Uh -huh. Noi nu ne-am mai văzut de atunci, dar pe mine m-a dorut atunci. Pentru că eu -am, am avut în cap o idee despre asta așa de strașnică, strașnic, strașnic, strașnic. Până la urmă, știi, eu am ajuns la concluzia că ca să faci scurtă, băi, trebuie să ai atâta răbdare și atâta dar tot Iere. e profesie și asta. E profesie asta și, e și ideea, asta. Da. să își spune, eu 20 de ani am, am, lucrat să fiu profesionist, profesor profesionist sau, mă rog, santehnic sau ceva, dar e scurtă, tot trebuie să fii profesionist. Adică, e, este un Acolo lucru. nu nu ești orșine. Da. Bine, eu n-am fost acolo, dar într-un sens în care e ca, cum s-a dus după toți, o zis cineva, cineva lu cineva, și nevalu și cineva și cineva, și cineva, măi, dar dacă pentru mine e important, eu asta întreb. E drept asta sau nu? Și să-mi spui, nu, nu e drept. Super. Și clasă. Când tu poți să întrebi, uh -huh, doar ca să uh -huh. nu-ți relația cu omul ăla, sau să n-l judești pentru ce și el n-a făcut, pentru că chiar eu te judec pe tine de că eu, pe mine mă deranjează că tu, nu știu, ai avut în viața ta o sută de femei. Uh -huh, uh -huh. Dar ce pe mine să, să mă deranjeze? Come on. Nu, deci, tip, asta e viața ta, nu? Nu e da. viața mea. Da. Tu doar nu știi da, că bărbați am avut eu în viața. ta. Da. de acord. Dar femeile niciodată nu spun adevăr. <gântu -i> asta iarăși generalizează, generalizează. Nu toate. Nu, nu toate, dar, dar pentru sănătate. că dacă femeia spune adevărul bărbatul, iar, iar sta tare rău de la asta. Corect. <gântu> da, <-i> Nu e că tu spui mișuni, dar tu o protejezi, știi? Parcă ni vă gavare. Nu e că și iarăși întrebare, dar nu ești tu să mă protejezi pe mine. Eu te iubesc și vreau să protejez. Asta <laughs> e din iubire, da, Nu înțelegi? Ta acolo unde sunt interese personale, acolo de am spunem că protejăm. Da, iubirea și <laughs> baie, tu uh! Da, este tema asta, da, da. De asta? E irațională. E, absolut. Asta Anumit, E, la început da, da. ești. Da. Nu ai iPhone, dar nu. Ai rațional. A, e ca <laughs> da. așa, într-adevăr. Și asta, asta e normal. Iarăși, it's ok. Asta, știi, în general viața asta e așa de controversată și atât, atât e de generalizat, de, nu știu și eu cred că fiecare, dacă își trăiește viața în bunul simț, în împăcare cu sine, cu oamenii din jurul lor, cu starea lor interioară și când un om nu se minte pe sine, în primul rând, ia că eu cred că la sfârșit de viață tu poți să zici că ai făcut ceva. Noi, anul este Bunelul a avut uh, o problemă foarte mare de sănătate. Bunelul meu are 80 de ani. Îi de Dumnezeu sănătate și în viață și încă mulțumesc Universului pentru că el este alături de mine. Încă. Chiar ca noi l-am întrebat, ce a simțit el în momentul când pe l-a luat la operație și lui i-a spus clar că de acolo sunt două ieșiri. A treia nu-i. Știi ce a zis el? El a zis m-am gândit așa, că eu nu am avut o viață frumoasă, eu nu sunt supărat pe viața mea. Eu am copii, eu am nepoți, eu am străi nepoți. I-am fi și-o fi. Dar dacă sincer l-am rugat,

Asta e, e mai asta, asta, e, asta e. puterea uh, gândirii pozitive. Poate așa de denumit, nu? Eu nu știu dacă bunelul meu știți despre gândirea pozitivă. Da, sunt de acord okay? că, da, nu contează Eu cum Eu cred că asta e asta puterea da. uh, puterea omului. El a trăit o viață care el nu este supărat. Oare asta nu e cel mai crutățe ce se întâmplă în viața noastră? Trăiește-ți viața. El a făcut tot ce a vrut în viața asta. El el deja are 80 de ani, el are copii, el are în spatele lui amintiri, uh -huh. el a văzut ce a văzut, el a făcut ce a făcut, el înțelege că azi el nu mai poate schimba nimic. Gata. Chiar dacă azi a fi fie ultima zi de viața lui, el până azi a trăit bine. E ca asta. Eu asta îmi doresc. Cel mai tare. E preluat filosofia de la Bunelu, Da? Într-un fel. Da, dar de, deși nu. Noi suntem continuarea a, copacului nostru, nu? Mhm. Uh -huh, da? Și mi-mi place asta. Eu vreau să trăiesc așa. Eu vreau să ajung nu să am mașini, căs, 100 de milioane, trilioane de followers pe Instagram. Eu nu vreau asta. Eu vreau să ajung să văd marea. Eu vreau să văd marea înainte să mor. Tot acolo să fiu împrăștietă. Nu vreau să, să fiu îngropată. Mare, A? Tu n-ai văzut mare? Am văzut-o. Sau vreau altă Asta mare, e Știi când tu ai un loc unde tu te sunt în zănul tău? Să te referi la Marea Unire. Nu, 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 nu. precis. <laughs> okay, 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 da. Deși cred într revenit Și revenind la zona care zis tu? Ce? Că Marea este o zonă Zona de zan... mea în care eu mă sunt, da, în păcat cu mine, ah, eu pot să meditez, da, să văd Marea, oceanul mare, ceva cu apa, uh -huh, uh -huh. și să mă gândesc la când. Mai... Am făcut de prostii viața asta. да шайди, классно, да, к ее амуам шеп за ши, сауоп за ши. Mm -hmm. Ши я умещер ка дитети, штю ищем плащ, штю ищем плащ, ам штю ут конкрет, че врю с факом вяца аста, ам овут лангу мене уамен, ди тот фелу, ди тот, тот, тот кулуаря. Ну все. И фарте луминос, и луминос я еще до дентини вообще. Ставь лайк, подписку. Подписывайся. Apasă Așa care v-ați dezabonat înapoi. Viniți înapoi Eu orișa să închei? Hai. Hai! Am plecat în câmpul Se Să mă întâlnesc cu tot ce e.